seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă, să începem. O am alături de mine pe actrița Rodica Popescu-Bitănescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați venit la mine la emisiune, aici la 40 de întrebări. Sunteți una dintre cele mai iubite actrițe din România, cu o carieră de peste 60 de ani pe scena Teatrului Românesc. Știu că nu vă place, dar nu am cum să nu subliniez și impactul pe care râsul dumneavoastră, plin de viață și molipsitor, l-a avut de-a lungul timpului, de-a lungul atâtor ani, asupra noastră. Așa că eu vă mulțumesc că ați venit și aș mai vrea să subliniez ceva. Dincolo de actorie, sunteți un dramaturg și un regizor de succes. În această seară, prin aceste 40 de întrebări, mi-am propus să ajung acolo, în inima dumneavoastră, și să vă cunoaștem cât de mult o să ne lăsați. Începem? Da. Începem. Începem. Sunteți o doamnă frumoasă, cu o energie debordantă și arătați impecabil. În ciuda opiniei pe care eu o am și vă spun din toată inima mea, am aflat că nu vă considerați o femeie frumoasă, vă citez acum. Mama era de o frumusețe răvășitoare, brunetă, cu pielea albă și talie de viespe, parcă era o spanioloaică. Eu nu am nicio legătură cu ea, eu nu sunt frumoasă. În trecut ați spus că ați fost chiar tentată să apelați la chirurgia estetică. Vă citez. De ridurile de pe gât trebuie să scap prima dată. O să-mi măresc un pic și buzele, dar nu vreau să am bot de cimpanzeu ca artistele de pe la televizor. Vreau ceva discret ca să mă mai recunoască lumea. Mai am nevoie și de alte îmbunătățiri, dar nu vreau să le dezvălui ca să nu atrag atenția asupra lor. Aș vrea să-mi spuneți, de ce nu v-ați considerat niciodată o femeie frumoasă? Urmează întrebarea. Ați apelat la chirurgia estetică? Da, o singură dată. Mi-am tăiat din pleoape puțin, pentru că am pleoapele foarte grase. Și mi s-a părut că au căzut puțin. Dar le-am operat degeaba, pentru că peste un timp mi-au căzut lor. Asta este forma ochilor mei. Pleoapele au revenit. Deci nu la genul meu de ochi, că am ochiul foarte gras, foarte umflat aici. Probabil că trebuia să spar carcada, poate că trebuia să spar pomeții și atunci nu m-ar mai fi recunoscut nimeni. Deci am renunțat la treaba asta. Iar buzele niciodată nu le-am făcut. Iar gâturile, ăsta, dulgele de pe gât le-am și acum. Așa că n-am făcut nimic în afară de asta. Bine, de ce nu vă considerați o femeie frumoasă? Băi, eu mă consider chiar superbă. A, bravo! Nu, problema a fost altfel. Nu s-a înțeles, a fost din context. Nu semănam cu mama mea. N-a semănat niciodată. Mama mea era genul de spanioloaică, cu piele albă, cu talie atâta, cu șoldurile atâta. Eu am o talie groasă și greu să pun... greu să mă îmbrac, e foarte greu să mă îmbraci pe mine, dar sunt frumoasă. Adică am momente, toți avem momente când ne uităm în oglindă, spunem, vai ce rău arătăm astăzi, asta e altceva. Dar mă consider o femeie, toată viața m-am considerat o femeie bine și frumoasă. Așa cum sunteți. Hey. Faceți notă discordantă în rândul femeilor din ziua de astăzi. Ați mai spus ceva, nu doar că nu ați ținut niciodată dietă pentru slăbit, ați spus așa, că v-ați dorit mereu să fiți o femeie cu forme. Am citit în presă și despre alte preferințe pe care le aveți. Înainte de masă, vă place să beți fie un șpriț, fie palincă dintr-un pahar mic pe care îl numiți Ionică. Ați mai spus că nu vă plac dulciurile și că nu fumați, beți doar o jumătate de ceașcă de cafea toată ziua și numai sucuri naturale și am văzut în presă că ați mai avea un tabiet, vă citez, dorm la prânz în fiecare zi. Am fost chemată să predau la facultate, dar am refuzat. Le-am zis că nu pot, pentru că aceste cursuri se fac după amiază. Iar eu după amiaza dorm. Observ că aveți mare grijă de dumneavoastră și vreau să-mi spuneți totuși pentru ce ați renunțat la somnul de după amiază. Urmează întrebarea.
De ce v-ați botezat paharul de palincă Ionică? Paharul meu este atât de mic, este atât de înalt și intră 20 de miligrame sau cum se spune, de maxim. L-am botezat Ionică pentru că mama mea, când era și ea mică, mi-a povestit când era ea mică, mama ei născuse, a avut un frate, în concluzie, pe care îl chema Ionică. Și Ionică a murit la 2 luni. Și atunci am botezat păhărelul meu de palincă Ionică, că e foarte mic. Foarte mic. Iar eu, în timpul meselor, beau foarte puțin. Eu nu beau înainte. Eu mănânc, beau un gât de băutură, să zicem, de șpriz slab, paharul atâta, și lungesc toată masa. Mergem mai departe. V-ați născut într-o familie foarte bogată, în comuna Răsuceni, județul interbelic Vlașca, actualmente Giurgiu, în anul 1938. Tatăl dumneavoastră era un moșier care făcuse o avere frumoasă din agricultură și care deținea atunci jumătate din suprafața județului. Avea pământuri, păduri, iazuri, presă de ulei, mor și chiar mașini americane, astfel că primii 10 ani din viața noastră i-a străit în puf, asemenea unei prințese. Vă citez. Mâncam masă refină franțuzească și cărniță de vițel. Pe vremea aceea, când în România nu prea existau mașini, noi aveam Chrysler Dodge, niște mașini foarte încăpătoare, luxoase, negre. De mică am fost dusă la școală cu mașina. Relația cu părinții dumneavoastră a fost și ea una extrem de specială. Erați foarte buni prieteni și le spuneați pe nume, în loc de mama și tata, și deși ați dus viața unei mici burgheze, înconjurată de tot ce vă doreați, activitățile noastre de copil au fost unele normale, alături de copiii satului. Ați descris mereu cu nostalgie viața și lumea satului în care ați copilărit, un loc care a rămas idilic pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce ați luat cu dumneavoastră din anii fericiți ai copilăriei? Că eram inconștientă. Mi se pare că așa trebuia să fie. Adică o amintire foarte frumoasă. Și în același timp am luat încă ceva care nu știu dacă o să-ți facă plăcere, că spun. Am luat amintirea că eram conștientă, conștientizam că noi oamenii, când o să fim mari sau bătrâni sau cândva, noi o să murim. Asta a fost ceva, nu m-a învățat nimeni, nu m-a povestit nimeni despre moarte, dar am rămas cu această amintire. Cum m-am gândit eu la așa ceva, fiind copil, binecrescut, vesel, aveam de toate? Și eram și foarte pretențioasă, nu? Normal că dacă nu ducea cu mașina, mă ducea cu căruța până la școală și mi se pare că mă zdruncină și nu-mi plăcea, dar știi că învățul are și dezvăț? Continuăm. În 1948, destinul familiei noastre s-a schimbat brusc. Odată cu naționalizarea impusă de Partidul Comunist, toată averea familiei a fost confiscată și astfel părinții dumneavoastră au rămas, vă citez, cu 2 copii, pe drumuri, în fundul gol, doar cu câinele tâc-tâc. Familia noastră avea să primească o altă lovitură atunci când tatăl dumneavoastră, simpatizant al Partidului Țărănist, a fost luat cu forța de către comuniști și închis. A fost supus unor torturi cumplite în penitenciarul de la Pitești, una dintre cele mai dure închisori pentru deținuții politici. Ați povestit că ați rămas doar cu mama, care de supărare s-a îmbolnăvit și mai târziu a rămas paralizată timp de 7 ani. Vă citez. Am avut parte de mărire și de cădere. De la Chrysler am ajuns să fiu dusă cu căruța la școală. Și nu e tot. Din confortul și căldura casei din Răsuceni, ați ajuns să locuiți în subsoluri insalubre din București, cu pereții plini de încrasie. Ați povestit că furați lemne ca să vă puteți încălzi și că din cauza frigului îndurat ați făcut reumatism. După mai mulți ani de detenție, tatăl nostru s-a întors acasă, puternic afectat și extrem de temător. Vă spunea mereu că nu poate povesti prin ce a trecut, de frică să nu ajungă înapoi în închisoare. Vă citez. Îmi spunea, nu mă întrebați nimic, eu atât l-am întrebat. De ce mama, când a fost la vorbitor, nu te-a recunoscut? Aveai o barbă albă, erai slab, dințirărit și aveai mâinile arse. Și s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, nu era nimeni în cameră și mi-a spus. Pentru că au încins clanța cu roșu. Nu știu ce căldură au pus, au încins-o până s-a făcut roșie și pe urmă l-au pus să stea cu mâna pe clanță în hohotele de râs ale torționarilor, după care tata cred că a leșinat și nu mai știa
nimic. Urmează întrebarea. Ce a mai rămas din tatăl dumneavoastră după chinurile suferite în închisoare? A rămas... De ce vrei să... Eu nu vreau să plâng în emisiunea asta. Ce întrebare, auzi? Pe ce poate să rămână într-un om chinuit? Un om bolnav. Aș vrea să trecem peste asta, pentru că... Mergem mai departe. Pentru că nu vreau să întristez pe nimeni și oamenii se plictisesc să aud așa ceva. Îi plictisesc și... Dar eu mi-am propus clar că n-am vrut să plâng în această emisiune. Uite, când văd asta că vine... M-am simțit foarte bine și mă simt, dar... O să vă simțiți în continuare. Așa am țăcăne ceasul ăsta, îl pun jos, că... Tranca-zranca-zranca-zranca... Parcă țăcăne în cap. Gata! Mergem continuăm. Mai departe. Da. Frica este un sentiment care v-a urmărit toată viața și care s-a declanșat din momentul în care ați rămas pe drumuri, iar tata a fost închis. Pe vremea lui Ceaușescu, în timp ce era prizonier politic, vă era teamă să vorbiți despre situația dumneavoastră pentru că riscați să fiți dus în lagărele de muncă grea de la canalul Dunăre, Marea Neagră sau în Siberia. Vă citez. Am știut să tac, să stau cu capul în jos când nu aveam voie să spun cine e tata. Am murit de foame, am murit de frig, am murit de frică. Acum am ce să mănânc, dar frica mi-a rămas. De teama securității a trăit mulți ani cu frica în sân, ba chiar ați spus că la un moment dat vi s-au declanșat și atacuri de panică. Aș vrea să știu când ați acceptat să trăiți cu frica și ce a modificat irreversibil în personalitatea dumneavoastră acest sentiment de teamă continuă. Urmează întrebarea. Ați devenit un alt om din cauza fricii? Da, am devenit foarte prudentă. Foarte prudentă. Frica este un sentiment neplăcut. Frica este, atunci când te stăpânește, nu este bine. De aceea eu mă lupt și sunt puternică. Sunt pregătită pentru orice. Că am trecut prin multe frici, dar multe atacuri de panică. Dar în toate atacurile de panică trebuie să mă descurc. Am mai spus treaba asta. În atacurile de panică nu mai ai timp să te vaiți. Nu mai ai timp să spui: alo, am atac de panică, ce mă fac? Nu! Găsești o soluție să ai ce să mănânci în ziua aia. Găsești o soluție să scapi. A, trebuie să te controlezi, să taci, să te ferești. Pentru că de frică eu am pățit foarte multe. Adică din cauza celor prin care am trecut am căpătat această frică, iar frica, să știi, că nu trece. Am mai trecut foamea, am mai trecut frigul prin care am trecut, dar frica rămâne. Frica de boală, frica de foarte multe lucruri care pot să ți se întâmple, dar nu de moarte. Nu. Frica de moarte nu am. Mergem mai departe. Vă citez. Foamea m-a înnebunit. Eram disperată că o să moară tata. Mama nu avea serviciu și făceam foamea. Nu știți ce înseamnă să mor de foame. Noi am mâncat papară ani de zile, pâine uscată în apă caldă. Foamea este un alt factor, o altă suferință care am văzut că v-a marcat. Ați povestit, vă citez. Timp de 11 ani am mâncat numai mâncărică de prune și majun. Am făcut gimnastică de disperare ca să mă fortific. Ați spus că pentru a face rost de bani pentru mâncare, mama dumneavoastră vindea borcane, iar dumneavoastră făceați pungi din apă și făină pe care le vindeați, iar când aveați timp, mergeați la muncă voluntară. Vă citez. Generația asta nu poate înțelege prin ce au trecut ceilalți. Era foamete mare. Noi nu aveam cu ce să cumpărăm, deci nu aveam ce mânca. Ceai, ceai, ani de zile. O iarnă întreagă, țin minte că am mâncat ceai. Aș vrea să-mi spuneți cât timp ați îndurat această suferință provocată de lipsa hranei atât de importantă pentru un om ca să poată trăi, în primul rând. Urmează întrebarea. V-ați temut că veți muri de foame? Nu, de foame nu m-am temut că o să mor. M-am temut de altceva că o să mor. Când am avut o
o boală la un moment dat, câteva zile. Dar foamea, păi vezi, de asta îmi plac mie femeile mai plinuțe. Pentru că eu am fost complexată, am avut și niște oase mici și mi se pare că sunt atât de slabă. Și când am început să mă împlinesc puțin, eram înnebunită după mine. Și vreau chiar să fiu mai grăsuță și mai plinuță și mai pufoasă și mai... Pentru că nu mai vreau să-mi fie foame. Ai văzut, eu, la voi aici, când am fost primită adineauri, într-un salon foarte frumos și elegant, ce credeți că văd? Fructe, eu sunt leșinată pe fructe, adică struguri, banane, mere și niște prăjiturele. Ei, când le-am văzut, cu ochii pe ele, zic, nu pot să beau, să mănânc înainte de emisiune, nimic, dar vă rog mult să mă lăsați, mi-am luat doi ciorchinași de strugure, o banană, un măr și două prăjiturele. Da, pentru că mi s-a făcut poftă, foarte pofticioasă. De foame, vai, e foarte greu să mănânci numai papară. Papară din aia bună, cu brânză, ce știe lumea, cu ouă. Papară din pâine uscată, cu apă, călduță. Atât. Și mâncărică de prune. Sau majun. Era majunul ăla grozav pe timpuri. Un majun care era într-o foiță așa de hârtie. Mă rog, se tăia cu cuțitul foarte ușor și mâncam dimineața. Ori pâine cu ceai, marmeladă din asta, ori pur și simplu mâncam mâncărică de prune la prânz. 10 ani, spre 11 ani am crescut așa. Și eu și fratele meu. Fără vitamine, fără nimic. Adică fără de-astea, de hrană, de... Cum să numesc astea, domnule? Alți nutrienți, nu? Alți, habar n-am, așa. Mulțumesc. Mergem mai departe. Primele reprezentații ale actriței Rodica Popescu-Bitenescu au avut loc pe strada de Mostene din București, în fața unui cerceaf, ce servea drept cortină cu un public format din vecini și prieteni. Paradoxal, actoria avea să joace un rol principal și definitoriu în viața dumneavoastră, inclusiv în momentele de cumpănă. Tatăl dumneavoastră s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din închisoare, pe când avea doar 58 de ani. 50? 50. Scuzați-mă, da, 50. Iar mai târziu s-a stins din viață și mama, în presă scrie că s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Da, aici e corect. La ambele mormântări, dumneavoastră aveți angajamente la teatru, angajamente pe care ați fost nevoită să le respectați. Ați mărturisit că acelea au fost cele mai grele momente trăite vreodată pe scenă, măcinată de durere în suflet, dumneavoastră ați râs în hohote pe scenă și v-ați jucat rolul exemplar în fața publicului, în timp ce acasă părinții vă erau pe catafalc, vă citez. După ce tata a murit, am amânat înmormântarea cu o oră ca să termin matineul să îl înmormântez. Iar mama a murit într-o noapte și eu dimineața aveam matineu, o comedie la Național. Am jucat-o. Când terminam spectacolul, bufneam într-un plâns isteric. În 2003, o altă tragedie s-a abătut asupra dumneavoastră. În timp ce filmați pentru o telenovelă, l-ați pierdut și pe singur dumneavoastră frate, bolnav de leucemie. Aș vrea să știu care a fost cea mai mare durere pe care viața v-a obligat să o trăiți. Urmează întrebarea. De cine vă este cel mai dor? De nimeni. Nu vreau să-mi fie dor de nimeni. Pentru că dacă stau numai cu capul în trecut... Trecutul meu fiind foarte dureros, în general, nu-mi face plăcere. Iar eu sunt omul care merg tot înainte, văd lucrurile în față, trebuie să mă pliez după generațiile care sunt în jurul nostru și nu să stau să mă vait toată ziua și să-mi fie dor. Dacă mi-e dor, nu știe nimeni, știu numai eu și nu mă vait. Nu-mi place să mă vait, nu-mi place să știe nimeni despre mine prea multe. Continuăm. Sunteți o artistă complexă, sunteți o femeie sensibilă și profundă.
Însă toată lumea a fost cucerită de acest râs al dumneavoastră molipsitor. Un atu pe care ați spus că l-ați fructificat fără voia dumneavoastră și așa ați ajuns la inima publicului. Ați spus așa: toată lumea pe stradă îmi spune, Rodica, râzi. Pe undeva e plăcut să știi că oamenii se bucură de optimismul tău. Probabil că eu îi încarc pozitiv și românii au nevoie de sâmbetul și de râsul meu, ceea ce mă bucură. Pe mine râsul mă face să mă simt extraordinar de bine, mă încarcă. Despre cum s-a transformat veselia din zâmbetul dumneavoastră într-o adevărată marcă a Rodicăi Popescu-Bitănescu, ați povestit așa. Mie când îmi vine să râd, râd. Când râd cu poftă, atunci îmi încarc bateriile, atunci sunt puternică. Râd în așa hal încât fac febră. Pur și simplu zici că am făcut nu știu câte abdomene. Urmează întrebarea. Când a devenit râsul marca dumneavoastră înregistrată? Habar n-am. Nici n-am știut de treaba asta. Îmi face plăcere că mi se spune. Dar nu... Nu știu când și din ce. Cred că din niște reacții de râs pe care le aveam la radio când imprimam. Dom'le, și se întâmpla ceva. Acolo, la radio, că și acolo vorbești la microfon, trebuie să vorbești foarte bine, să muși cuvintele, să ai o dicțiune foarte bună, să audă, să înțeleagă. Și la un moment dat, nu știu cine s-a bâlbâit sau s-a ales praful, vrând să spun atât de bine, n-a putut spune nimic. Eu nu am mai putut să mă opresc din râs, cred că 10 minute au rămas colegii. Ăsta a fost un început. La televiziune, la fel. Prima mea apariție la televiziune, când era în direct, tot era în direct, nu? M-a învățat cineva să spun, cred că Lazarov era atunci, draga mea, emisiunea așa începea, dragi telespectatori, am invitat în studioul nostru toamnă, era toamnă, de asta m-am și bâlbuit, mă gândeam în ce lună, parcă octombrie, și eu am început la domnul profesor Apo Marțian, domnul profesor, n-am atunci, acum îi spun Apo Marțian, că nu mai e pe lumea asta, și i-am spus, știți că prezintă emisiune, maestre? Și el zice, ia Popescu Rodica, eram Popescu, nu eram Bitănescu, Popescu Rodica, treci pe scenă și spune și mie cum e. Dragi telespectatori, am invitat în studioul nostru, doamna Popescu Rodica, ma ta ești actriță serioasă de dramă, vei face teatru, comedie de dramă, vorbește desfăcut. Dragi telespectatori, punct. Am invitat în studioul nostru, punct. Doamna, să înțeleagă lumea. Ajung la Lazarov a doua zi la repetiție. Hai repede să repetăm. Nu mai dau timp, să știți. Îmi dai să termin asta? Da, da, da. Și zic, dragi, zic Lazarov, Valeriu, dragi telespectatori, da, nu, zic, dragi telespectatori, punct. Am invitat în studioul nostru, doamna. Ce e asta, mă rog? Păi tu ești aici, ești la bună dispoziție. Asta este o emisiune de divertisment. Spune repede, frumos. Și a venit aparatul pe viu. N-am să uit, era camera Becu aprins. Mă uit la cameră, trag o gură de aer, zic, mamă, mă vede toată țara, mă văd toți, sunt studentă mare, sunt rupt țara. Și zic, dragi tele, tele? Și a rămas blocat, a zis, o iau în sus sau în jos? Dumnezeu, când mi-am dat seama că am început cu tele, 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 n-am ieșit vreo 7 ori, ceea ce înseamnă enorm în direct, după care am început să râd în hohote și... Mă rog, s-a terminat emisiunea, am mers mai departe. Atât a venit la mine directorul televiziunii de atunci, care nu mai știu cum îl chema, pe care nu mai știu cum îl chema. Domnișoare, a fost o nenorocire. Cine te-a adus în emisiunea asta? Norocul dumitale că ai râs. Când o să ai o neplăcere în viață și o încurcătură, te rog frumos să zâmbești, să râzi. Cam de acolo cred că a început și au continuat treburile. Deci râsul v-a salvat, continuăm și noi. Cu prima întrebare roșie. Aolo! Citez. Apare actrița al cărei zâmbet este inconfundabil. M-am săturat să fiu prezentată astfel. Vreau să vă spun că eu din când în când mai și gândesc, nu numai râd. Sunt vorbele dumneavoastră. Ați spus că tocmai acest atu, râsul care v-a atras o mulțime de admiratori, v-a creat uneori și adevărată neplăceri și că v-a închis multe uși pe plan profesional. Ați povestit că regizorii v-au privit mereu ca pe o actriță veselă, bună doar pentru a face comedie, tocmai din cauza acestui râs molipsitor pe care îl aveți. Ați luptat mult să le demonstrați specialiștilor că puteți juca și roluri dramatice sau de compoziție, ba chiar ați declarat că sunteți mai bună în dramă decât în comedie. Urmează întrebarea roșie.
ați fi fost la fel de populară fără râsul acesta inconfundabil? Mamă, mă simt ca la un interogatoriu, ca la inchiziție, când au budrum și întrebarea aia groaznică pe care mi-a pus-o, m-a blocat. Dacă m-aș fi simțit, poate că da, poate că nu. Vezi că râsul ăsta totuși a contat foarte mult. Însă, în profesie, la un moment dat m-a enervat. Pentru că am spus foarte bine, noi cei care suntem vesem și râdem și facem comedie, să știi că suntem niște oameni foarte sensibili și extraordinar de profunzi. Avem o profunzime fantastică. Dovada piesele pe care le-am scris eu mai târziu. Când întreba lumea, Rodica, ai scris tu așa ceva? Da, zi numai eu. Și m-a enervat că din cauza râsului, pe mine nu m-a invitat niciodată să, nimeni, să recită o poezie. Nimeni. A spus, dă-mi, vrei să râdă lumea, să leșine de râs, dacă asta spune o poezie patriotică? Era moda aia, se spuneau poezii patriotice. Dacă câștigam și eu un bănuț, mai îmi plăteam și eu un telefon, se mai plăteau lucrurile astea. Nu mă lua nimeni. Și chiar profesional îmi părea rău că nu mai chema nimeni la asemenea emisiuni. Și de asta am urât și am dat, mai am urât pentru ceva. Când mă prezentau, spuneau așa, în scenă urmează cea al cărei zâmbet este inconfundabil. Și azi vă rog să mă prezentați. Rodica Popescu Bitănescu, actriță, dramaturg și regizoarea propriilor piese. Și mai lăsați-mă cu zâmbetul ăsta. Cam asta a fost. Asta m-a enervat. Dar mi-a prins și bine. Tot e să râs cu poftă. Să fie adevărat. Am cunoscut o mare actriță care râdea extraordinar pe scenă. Și am întrebat-o, cum faceți de râdeți atât de extraordinar? Fac niște exerciții acasă, pe A, pe I, pe vocale, pe... M-a mințit. N-a făcut nimic. Era talentată de la Dumnezeu. Talentată. Dacă nu râzi cu talent, dacă nu plângi cu talent, să transmiți degeaba. Pot să plâng eu, uite așa, să ții cu un cearceaful, să am cearceaful. Dacă n-am transmis în sală, geaba am plâns. Iar zic, geaba vii, geaba te duci, geaba rupi niște papuci, o să fac un titlu al emisiunii mele astăzi. Aoleu, a scăpat de o întrebare rea. Da, grea. Grea. Mergem mai departe. Da, mai avem, să știți. Aoleu, ia uite. Ați absolvit liceul Gheorghe Lazar din București. Tatăl dumneavoastră dorea să deveniți inginer în construcții sau arhitect pentru a nu duce lipsa banilor. Însă ați ajuns actriță, iar mama v-a susținut, poate și pentru că fratele său a fost actorul Constantin Bărbulescu. Ați povestit că actoria s-a evit în viața noastră din întâmplare. Vă citez. Eram la liceu și a venit un regizor care avea nevoie de o ziță pentru o noapte furtunoasă. Am citit textul cu tupeu și de atunci mi-a intrat în cap că aș fi o mare actriță. Am dat la teatru, dar nu am intrat, pentru că fiind atât de încrezută, nici nu m-am pregătit. Eram 700 de fete pe 10 locuri. A doua oară m-am pregătit, am intrat cu nota 10. Ați absolvit tot cu nota 10 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. V-ați dedicat trup și suflet actoriei, aproape o viață de om, și ați jucat fiecare rol cu pasiune. În 2016 ați făcut o declarație care pe mine m-a frapat. Ați spus așa, dacă ar fi să-mi aleg din nou meseria, nu aș mai vrea să mai fiu actriță. Este o meserie în care tu oferi foarte mult, sacrifici foarte mult și primești prea puțin. Este o meserie în general prost plătită, nedreaptă și suferi foarte mult. Urmează întrebarea. Ce meserie v-ați alege dacă ați putea da timpul înapoi? De dramaturg. Poate. Sau poate de monteză la film. Am un simț al montajului la film. Cam cum aveți și la televiziuni. Cei care fac decupajul, care montează, montează filmările, emisiunile, astea sunt foarte importante. Am un simț extraordinar, fără nicio școală, fără nicio pregătire. Dar cred că aș fi fost, în afară de faptul că aș fi fost o bună regizoare de film, pentru că eu aș fi făcut mai filme psihologice, toate piesele mele sunt și scris scenariile și tot ce am scris, tot e pe psihologic.
Că asta e interesant, pe dialog. Nu să ne hlizim, ne-am... Râsul iese din toate, la mine se râde tot timpul, la toate piesele. Deci dacă ar fi să o iau, să răspund la întrebare, să iau de la început, probabil că mi-ar plăcea să fiu dramaturg. Că am un simț foarte puternic, simt foarte bine oamenii. Nu pot să spun că aș fi o femeie deșteaptă, nu știu că sunt deșteaptă sau nu, dar am niște simțuri care nu mă înșală. Pătrund foarte bine în oameni. Îi ascult și ghicesc tot. Continuăm. Perioada de studenție a fost una destul de grea, dar cele mai frumoase momente erau atunci când făceați muncă voluntară în Călăraș pentru că loc primeați de mâncare. După orele de muncă, vi se dădea ciorbă fără carne, o ciorbă pe care colegii o considerau apăchioară, dar dumneavoastră vă bucurați pentru că avea zarzavat și era sățioasă. După studii, ați fost repartizată la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași, iar primul rol vi s-a părut extrem de greu. Trebuia să jucați rolul unei secretare de 20 de ani, iar dumneavoastră nu aveați exercițiul de a juca roluri de fete tinere, vă citez. Publicul de acolo a simțit că eram nouă, eu eram foarte emoționată, emoția mea le-am transmis-o lor, a fost ceva reciproc, m-au ajutat. Pe scena de la Iași ați jucat 6 ani, însă situația noastră financiară era în continuare una dificilă. Salariul de actriță începătoare era unul foarte mic, nu mai suferați de foame, dar ca să vă ajungă banii de la o lună la alta, îi plăteați unei vecine să vă facă același fel de mâncare, salată orientală. Aș vrea să-mi spuneți ce v-a ambiționat să continuați cu actoria. Urmează întrebarea. De ce nu ați renunțat la actorie? Iartă-mă, o mică corectură. Am stat o singură stagiune la Iași, nu 6. Păi nu m-a renunțat deloc, n-am vrut să renunț la actorie, pentru că aveam un salariu. Asta a fost scopul meu. Eu când am terminat, vreau să găsesc neapărat să am un salariu, să am ce să mănânc. Asta era nebunia. Și să le dau și alor mei să mănânce. Iar eu la Iași aveam un salariu foarte mic. Noi aveam 800 de lei pe lună, 400 la chenzină. Și atunci, ca să pot să trimit și acasă alor mei, da, atunci găsisem pe cineva, o vecină, care să ne facă mâncarea, cartofi fierți cu ceapă și cu oțet și ulei, ceva în genul ăsta. Eu eram foarte mulțumită că aveam puțină mâncărică. Dacă ne punea și câteva măsline, era grozav. Dar nu am renunțat, pentru că aveam un salariu și așteptam să-mi crească acest salariu. Și simțeam că încep să scot capul, adică încep să fiu iubită de public. La Iași am dat pe aia la București un concurs. Am intrat la București că vreau să mă apropii de casă, de familie. Și am luat și concursul acela. Și peste un an sau doi am dat concurs și la Teatrul Național. Pentru că vedeam că sunt actrițe care mi se părea că sunt mai slabe ca mine și sunt la Teatrul Național. Și deci n-aș fi eu care simțeam că sunt mult mai bune decât ele. Înțelegi? Și atunci asta m-a ambiționat. Și până mai târziu m-a ambiționat să scriu piese de teatru și să le pun în scenă, pentru că știu că au fost și există regizori care unii sunt excepționali și alții sunt foarte proști. Și decât să capă unuia prost, să capă un regizor prost să-l rabd, mai bine scriu eu o piesă, mi-o pun singură în scenă. Și de-aia și-a avut succes piesele mele, pentru că le-am pus singură în scenă. Am văzut, o să discutăm, mergem mai departe. În 1966 ați debutat pe scena Teatrului Național Ion Luca Caragiale. Ați primit rolul principal din piesa Castiliana, unde ați interpretat-o pe frumoasa Ines. Au urmat alte 10 de roluri în care publicul bucureștean v-a văzut și v-a apreciat. Ați avut colaborări și cu teatre independente, ați jucat în spectacole precum Gaițele, una dintre cele mai valoroase comedii ale teatrului românesc. Doamna Vitănescu, de-a lungul celor mai bine de 50 de ani de carieră, ați jucat pe cele mai mari scene și ați lucrat cu cei mai mari regizori și actori pe care i-a avut România. Urmează întrebarea. Cu cine v-a plăcut să jucați cel mai mult pe scena teatrului? Cu oricine. În clipa în care ești actor, uiți, nu ai dușmani,
nu urăși pe nimeni, nu gelozești pe nimeni. În clipa în care te urci pe scenă, trebuie să joci corect, de adevăratele. Să ai cele mai bune relații cu oricine. Eu nu am avut pe cineva preferat, o actriță preferată, un actor preferat. Pentru mine toți au fost preferați. Erau partenerii mei. Înțelegi? Adică trebuie să faci față, să fii unit trup și suflet, să-l menajezi. Partenerul tău trebuie menajat. Dacă eu nu-l menajez, m-am nenorocit pe mine. Pentru că în clipa în care joacă prost el, mă văd și eu. Mă prostesc și eu imediat. Deci nu există. La mine am un partener, toți îmi sunt parteneri. La fel de importanți. Cât ar fi de mici și de mari. Și să știi că fiecare om, care, cum se spune că duci și tava în teatru, fiecare a pus câte o cărămidă de-a lungul vieții ca să ajungă teatru sus, acolo unde a ajuns. Fiecare om este important. În profesia noastră, astăzi joci, mâine nu joci. Ai perioade când joci, că zici că mor jucând, că nu mai e timp nici să dormi, și ai perioade în care nu faci nimic. Eu am asistat la actrițe mari, actori mari care făceau pauză câte 5-6 ani și spuneam, cum se poate așa ceva? Nu, asta vine rândul oricând. Mergem mai departe. Ați povestit că în filmul Sosesc păsările călătoare a trebuit să depășiți o anume frică, o altă frică. Vă citez. Când am citit că eu trebuie să țin un șarpe în mână, am înnebunit. Întrebam pe toată lumea cum e cu șerpii. Ajung la filmare și văd acolo un șarpe într-o cușcă cu sârme. Am luat șarpele de cap atât de puternic încât mi s-a spus să-l țin mai ușor, că îl omor. O altă provocare din timpul filmărilor a fost că atunci când a trebuit să săriți în Dunăre, vă citesc din nou, știu să înot cât de cât, dar partenerului meu i-a venit o idee drăguță și m-a băgat cu capul în apă. Am scos capul afară și am strigat, mă nec! Sunt convinsă că pe lângă aceste două întâmplări pe care eu le-am găsit, mai aveți și altele, la fel de spumoase. Urmează întrebarea. Care a fost cea mai amuzantă scenă pe care ați filmat-o? Amuzantă. Amuzantă pentru mine sau pentru spectatori sau amuzantă? Pentru dumneavoastră. Pentru mine amuzantă. Amuzantă era când, de exemplu, eu tu și Ovidiu, la un moment dat se urca pe niște trepte. Eram disperați noaptea, trebuie să intrăm, să dormim undeva. Doamne, și mi-a plăcut atât de mult să mă împiedic în scările alea și să cad. Prima oară îmi pare rău că n-am povestit, trebuie să atrag atenția regizorului sau operatorului. Doamne, eu așa fac, așa vreau să filmez. Eram o sportivă foarte bună. Și cădeam extraordinar de frumos. Măi, într-o secundă eram întinsă pe trei scări și într-o secundă mă ridicam. Atât de frumos era, atât m-a distrat. Și la filmare am văzut că a rămas pe jumătate. Adică nu s-a văzut tot planul întreg, cum am căzut și cum am ridicat. Dar pe mine m-a amuzat scena asta. Mi-a plăcut atât de mult să cad. Am făcut cu atâta plăcere momentul ăla, care s-a ales praful de el, că nu prea s-a văzut. Dar eu l-am făcut cu mare plăcere, crede-mă. Vă cred. Și poți să-mi închipui. Mergem cu o întrebare roșie. Doamna Bitănescu, în anii 90, când erați deja o femeie matură, aveați 52 de ani, ați avut curajul să vă dezgoliți în filmul Harababura. Umorul bluzei a alunecat întâmplător și v-a dezvelit pentru câteva secunde un sân. Presa a scris că pentru acea secvență, spectatorii au făcut coadă la cinematografe. Aș vrea să explicăm pentru cei care nu știu. Atunci, după 45 de ani de comunism, românii nu erau familiarizați cu nuditatea din filme a actorilor noștri. Nu a fost pentru prima dată când ați dat dovadă că sunteți o actriță dezinhibată și că aveți încredere în frumusețea corpului dumneavoastră. Ați povestit că sunteți prima actriță care, pe timpul regimului Ceaușescu, a făcut topless pe scena Teatrului Național din București, chiar dacă aceste scene erau interzise. Era un rol în spectacolul Inocentul, vă citez, îmi scoteam cu totul maieul și rămâneam în sânii goi, așa era scena. Vreau să vă spun că a fost o vânzoleală și o chestie în tot Bucureștiul când jucam spectacolul Inocentul. Toată lumea, toți actorii bărbați ziceau, băi, se dezbracă Bităneasca.
Urmează întrebarea roșie. V-au adus scenele nud un plus de popularitate? Da, cred că da la momentul ăla, pentru că mai ales în Inocentul. În Inocentul, da. Am devenit celebră că nici nu știu cum, adică așa a fost. La un moment dat s-a greșit, în loc să lase, pentru că ăla de la Lumini era Cancior, a zis, domnule, vreau să văd și eu bine. Și asta și-a făcut lumina mai mare. Și atunci s-a văzut mai tare că eram în pielea goală, ca așa, adică în pielea goală, topless doar. Și după aceea s-au făcut luminile mai încet, că era periculos totuși, n-aveai voie. Dar avea o logică, adică nu puteai să, așa era momentul. Eu trebuie să fac dragoste cu unul, era unul drăgostit, mor după mine scenă. Și la un moment dat, eu îi spuneam, stai la un loc, picule, stai la un loc, picule, eram într-o deplasare cu spectacolul ăsta. Picul era partenerul meu, așa, nu mă mai atinge, stai la un loc, nu mă scoate, lasă-mă, nu-mi scoate fustița, nu-mi scoate... Că intră cineva pe ușă, dar cineva, eram la Rădăuți, țin minte, într-o deplasare. Și cineva de la balcon, un domn, în plin spectacol, continuați, că nu este nimeni! Domne, a râs toată lumea, îți dai seama, noi actorii, s-a tras cortina. Ăla era într-o transă, într-o participare, că m-au zis pe mine, nu îmi scoate fustița, că parcă intră cineva. Și el de la balcon, nu intră nimeni, continuați! A fost celebră treaba. Da, însă, la film, de exemplu, în Harababura, lucrul, îmi pare foarte rău că filmul se tot dă și scena e tăiată, nu știu cine a tăiat-o, că nu se mai dă, și e păcat, aia trebuie lăsată, pentru că era continuarea între mine și Ștefan Bănică. Foarte frumos. Eu când am intrat peste el și l-am luat la pumn și la palme și că era că mă înșelase, mi-a căzut umărul așa și mi-a ieșit un sân de habar, n-aveam, nu total, adică, dar s-a văzut. Ha, foarte frumoasă imaginea, mi-a plăcut și mie. Dar păcat că momentul ăla ar trebui lăsat în film, că cineva, ca să bage pauza mai repede, a tăiat și a rămas așa tăiat. Vă mai dau 30 secunde. Vă mai dau puțin timp. Păi nu, dar vreau să spun că a fost fără voia mea atunci. Eu nu am vrut să mă dezbrac, să mă dezgolesc. Ceream în transa jocului și fără să vrea a căzut mai eu și s-a văzut. Dar păcat că s-a tăiat acel moment. Cei care au făcut treaba asta, au nu știu la ce emisiune, a rămas tăiată și n-am trimis și Bănică, care era senzațional. Bănică era extraordinar. Nici eu nu eram proastă, să știți. Și arătam foarte bine. Da. Mulțumesc. Continuăm. În 2012 ați început să jucați pe scena Teatrului Metropolis în spectacolul Gaițele, scrisă de Alexandru Chirițescu, una dintre cele mai valoroase comedii ale dramaturgiei contemporane românești, în care au jucat pe parcursul anilor toți marii actori români. Inițial, dumneavoastră ați spus că nu puteți juca rolul Zoia, iar cel care a insistat și v-a convins a fost regizorul spectacolului. Criticii de teatru v-au apreciat în rolul Zoiei și au spus următoarele, îi citez: oricât de tare ne place să credem că este o actriță de comedie, în fapt Rodica Popescu-Bitenescu adoră rolurile de compoziție. A jucat cu simplitate, eleganță și finețe, nu a vrut să se vadă, nu a vrut să se audă, nu a vrut parcă să deranjeze, nu a vrut să fie ostentativă. Urmează întrebarea: care este cel mai important rol din cariera dumneavoastră? Este ca și când ai întreba o mamă care are 7 copii, care e cel mai important copil? Probabil că ea o să răspund, o mamă normală mă refer, ar răspunde că toți. Eu am scris foarte 6 piese de teatru și nu pot să-ți răspund, de exemplu, care dintre ele mi-ar plăcea cel mai mult sau mi-a plăcut cel mai mult. Toate sunt la fel de bune. Nu am un rol anume pe care l-am făcut. În Batista în Dunăre sunt foarte bună și pe dramă și pe comedie. Sunt, uitându-mă pe mine, la mine, acum pe peliculă, când se mai transmite piesa la televizie, mi-am dat seama cât de bună actriță am fost. Și sunteți. Da. În Azilul de Noapte am făcut rol de tragedie, am fost excepțională. Crede-mă, eu mă laud că au spus, toată lumea a văzut treaba asta. Dar trebuie să spun. Deci astea toate în Așteptând la Arlechin. Vai, dar am și cântat. Toată viața mi-a plăcut să fac operă, operetă. Am cântat, am înnebunit de plăcere.
Dumneavoastră v-ați făcut debutul în filmele de lungmetraj abia la 37 de ani, după 15 ani de carieră în teatru. Primul rol l-ați avut în filmul Comedia Fantastică, unde ați jucat alături de George Mihăiță și Dem Rădulescu. Au urmat alte roluri în câteva zeci de filme foarte apreciate de români. Am să enumăr câteva. Patima, Eu, Tu și Ovidiu, Ciocolată cu alune, Căsătorie cu repetiție, Colierul de turcoaze, Cucoana Chirița sau Dumbrava minunată. Observ că în mai toate filmele ați fost distribuită în roluri secundare, însă i-ați avut alături pe cei mai importanți actori ai cinematografiei românești. Gheorghe Dinică, Florin Piersic, Mircea Diaconu, Jean Constantin, Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Draga Olteanu Matei. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați suferit că nu ați fost distribuită în roluri principale. Urmează întrebarea. De ce nu ați jucat roluri principale în filme? Că nu m-a interesat. Chiuleam, derupeam pământul când auzeam. Și de ce? Nu mi-a plăcut că erau pauzele. Când se facea pauză să se pună lumina, eu veneam să plec, să mă duc, să nu mă mai întorc niciodată. Dom'le, ca să faci un cadru, să dureze 4-5 ore până pui lumina. Ațipeam, nu mai aveam, adică nu m-a interesat, nu m-am luptat. Dacă m-aș fi luptat, sigur, eu am refuzat două filme mari. Poate că n-ar trebui să spun lucrul ăsta. L-am refuzat pe Sergiu Nicolaescu. Două filme mari, două roluri principale. Nu știu, mi-a cășunat, aveam altă treabă, vreau să mă duc la mare cu bărbatul meu. Nu m-a interesat, adică n-am fost o luptătoare disperată să fac film. Eu sunt de vină, știi? Eu sunt de vină. Pentru că în clipa în care am scris piesele de teatru, eu m-am zbătut. Nu m-a ajutat nimeni. De acolo am devenit fiară pentru că ele erau ale mele și trebuia să arăt că sunt bune. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. Am vorbit deja că râsul este cel care v-a adus popularitate, dar în egală măsură v-a împiedicat să deveniți actriță de dramă. V-a deranjat că erați căutată de regizori doar pentru piese de comedie și ați luptat să fiți distribuită în roluri dramatice. Vă citesc. Mi-am dorit să mă distribuie și pe mine să recit o poezie patriotică. Mai devreme în emisiune mi-ați spus. Nu voiau decât să mă cheme la divertisment. Primul care a avut încredere în talentul dumneavoastră de actor de dramă a fost regizorul Ion Cojar, care v-a distribuit în rolul unei pușcăriașe din piesa O Batistă în Dunăre. Am observat că despre aceste roluri dramatice vorbiți cu mult mai multă mândrie pentru că v-au validat ca actriță. Urmează întrebarea roșie. V-a frustrat că ați fost considerată doar o actriță de comedie? M-a cam durut treaba asta. M-a cam durut. Dar pe parcurs am demonstrat că pot face foarte multe lucruri. Pot dansa pe scenă, pot cânta, pot face... Am făcut spectacole la circ, chiar filmate, în legătură care s-au transmis în emisiunile de divertisment. Am fost o foarte bună sportivă, o foarte bună gimnastă. Am făcut cursuri de dans la facultate cu profesori mari. Mi-a plăcut să fac de toate, pentru că în profesia asta trebuie să știi să faci de toate. Dar mai întâi și întâi trebuie să fii sănătos. Că dacă n-ai sănătate, geaba. Merg mai departe, tot cu o întrebare roșie. Ideea de a scrie piese de teatru v-a venit brusc. Iată ce spuneți. Când am început să scriu, mă iubea deja toată lumea. Imediat după Revoluție, eu am simțit că se întâmpla ceva, se schimbă. Și atunci mi-a venit ideea să scriu după ce am vorbit cu mine în oglindă. Aveam o oglindă în bucătărie și am început un dialog cu mine despre ceea ce se întâmpla în România. Așa mi-am dat seama că pot să scriu niște personaje. Primele gânduri adunate pe hârtie s-au materializat în piesa 5 femei de tranziție. Manuscrisul piesei a fost citit chiar de Radu Beligan, care în scurt timp a revenit cu o reacție neașteptată. Iată ce ați declarat. A doua zi după amiază îmi sună telefonul. Alo, Rodica, sunt Radu Beligan. Mă, ești genială. Eu nu am mai citit așa o comedie genială de la Tudor Mușătescu, mă, fato. De atunci au trecut 2 decenii, iar din condeiul dumneavoastră au ieșit
5 piese de teatru care sunt puse în scenă, iar dumneavoastră spuneți și vă citez: acum, principala mea profesie este dramaturgia. Țin foarte mult să fiu prezentată ca dramaturg, regizor al propriilor piese și actriță. Aș vrea să-mi spuneți dacă v-ați apucat de scris, pentru că actoria nu vă mai aducea satisfacție și ca să fiți luată în serios. Urmează întrebarea roșie. Ați scris teatru ca să aveți parte de roluri pe care nu le-ați primit niciodată? Am scris teatru că am văzut că pot și ca să depind de mine, nu neapărat de regizori. Știi? Adică n-am avut nevoie de ei, pentru că erau niște regizori la un moment dat care ar fi putut să pună piesele mele, dar mi le-ar fi distrus, pentru că nu că ei ar fi avut ceva și n-ar fi apreciat textul, dar piesele mele sunt atât de directe, de simple și de adevărate, că nu poți să faci nimic. Nu trebuie să ai nici decor special, nu trebuie să șochezi întocând pe dos textele, este imposibil. La mine trebuie păstrat dialogul cuvânt cu cuvânt. Iar actorul nu trebuie decât găsit pe culoarul lui. Continuăm. Vă citesc. O dragoste definitivă vine doar o dată în viață. La mine a venit odată cu Mircea. Așa ați descris, pe scurt, mariajul de aproape jumătate de secol pe care îl aveți cu soțul dumneavoastră, Mircea Bitenescu, de profesie jurist. Ați spus că v-ați întâlnit întâmplător acum 51 de ani la examenul pentru permisul auto. Vă citez. Eu am dat examen de conducere și nu știu cum de-am picat la comisia lui, dacă nu cumva m-a ales el pe mine. Când am văzut că apare un bărbat îmbrăcat ofițer, cu un mers așa americanesc, un tip calm, am căzut în cap imediat. A fost pentru mine o lovitură de trăsnet. Până la el, eu cuceream bărbații, nu ei pe mine, deși mulți au fost cei care mi-au făcut curte. Ați spus că ați obținut permisul auto din prima și l-ați invitat apoi pe Mircea Bitenescu să vă vadă la teatru. Au urmat și alte întâlniri timp de 2 ani care s-au încheiat cu o cerere în căsătorie, ați povestit așa. După 2 ani de când ne cunoșteam, m-a prezentat cuiva drept logodnica sa. În clipa aceea am știut că mă va cere de nevastă. Vă spun cu toată sinceritatea, chiar dacă au încercat mult să mă cucerească, nu au reușit, pentru că nimeni nu e ca bărbatul meu. Aș vrea să-mi spuneți, de ce până la 32 de ani nu reușise nimeni să vă fure inima? Urmează întrebarea. Ce a avut soțul dumneavoastră și nu au avut alți bărbați? Soțul meu nu îi place să vorbesc despre el și nu îi place în general, l-am lăudat ca mulți și nu îi place, adică e un tip foarte deștept și foarte retras. Nu vorbim despre el, noi vorbim despre neastră, ce ați simțit neastră ca femeie. De ce a fost el? Ce v-a plăcut la el? Mi-a plăcut că era blond cu ochii albași și mi-a plăcut mersul lui, mi-a plăcut că era foarte tăcut, era foarte liniștit și cred că eu mă gândeam că ar trebui să fac ceva să-l amorțesc, ca să-mi pice în plasă. Și m-am întrebat, zic, ce zodie ești? Zodia peștilor. Asta e o zodie foarte alunecoasă. Nu pot să prins peștele deloc. Mă gândeam să pun, să-l storcoșesc pe peștele ăsta definitiv, să facă ce vreau eu. N-am prea putut, pentru că e un tip foarte deștept. E mult mai deștept decât mine. Mult mai deștept decât mine. Eu l-am cunoscut foarte bine în ultimii ani. Nici pe mine nu mă cunosc foarte bine. Eu de la an la an mă schimb, sunt alta. Sunt foarte atentă cu mine. Am niște treceri fantastice. Că nu mă recunosc. Și mă întreb cum acest om atât de deștept și de frumos a stat cu mine. Cred că m-a iubit și că mă iubește, cred. Dar sigur, altfel nu se poate, să știi. Cred. Da. Bine. Mergem mai departe. Tot despre noastră ca femeie vorbim. Ați spus că nu vă place să primiți buchete de flori. Și vă citez.
Nu am vaze pentru flori. Dacă vrei să vii la mine acasă să-mi aduci fructe, dar nu flori. Mi-aduci un pepene, mi-aduci un morcov, o ceapă, un usturoi. Eu ador florile doar în grădină și în pictură. Singurul om de la care îmi place să primesc flori este soțul meu. Paradoxul este că dumneavoastră, prin prisma meseriei, primiți mai multe flori decât orice altă femeie. Urmează întrebarea. De ce vă place să primiți flori doar de la soț? Poate că este o exagerare. Sigur că îți face plăcere. Floarea reprezintă ceva. E, reprezintă dragostea unui spectator pentru tine. Și trebuie să primești cu drag lucrul ăsta. Eu iubesc florile în grădină. Mie mi-e milă să le tai în sensul ăsta. Știu, am înțeles. Iubesc florile în pictură, pictate frumos. Dar ce mă întristează este că buchetele astea de flori le ții acasă și peste un timp se ofilește și miroși urât. Și pentru ele trebuie să ai timp, trebuie să le schimbi mereu apa. Eu sunt o persoană foarte ocupată, adică nu mă vaid, vaid, domne, că din cauza asta. Dar aș prefera, în afară de spectatorii care vin și mi-aduc flori și le mulțumesc foarte mult și lui Mircea, care mi-aduce foarte rar câte o floare, dar eu îl ador și îmi place orice mi-aduce el, mi-ar plăcea ca oamenii, când îți fac un cadou, să te întrebe ce cadou ți-ar face plăcere și de ce ai avea tu nevoie. Înțelegi? Că dacă am prieteni, prietenii mei știu. Și atunci le aduc niște fructe, niște ciorchini de struguri. Am prieteni care mi-aduc. Pentru că am explicat de ce. Deci ador florile, dar în grădină, în grădină și în pictură. Cu soțul dumneavoastră, Mircea Bidănescu, v-ați căsătorit în 1972, dar cu unia religioasă ați făcut-o 30 de ani mai târziu. După 49 de ani de căsnicie, ați vorbit despre secretul longevității în căsnicie și ați spus, vă citez, ne-am respectat mereu, nu ne-am jignit niciodată. Pentru un mariaj trebuie să lași tot timpul. Eu mereu am înțeles că sunt vinovată pentru că vorbesc mult și de aceea sunt foarte drăguță și exagerat de atentă cu bărbatul meu. Ați reușit să faceți din această căsnicie a dumneavoastră un mariaj longeviv, în ciuda faptului că în toți acești ani dumneavoastră ați fost în centrul atenției bărbaților celebri. Un episod pe care l-ați povestit este întâlnirea cu marele star francez, regretatul actor și cântăreț Yves Montand. Vă citesc. M-a agresat, mă ținea de mână. Îmi zicea că vrea să mă ia la Paris cu el, unde să joc și să mă propulseze ca actriță. L-am refuzat. Ați spus că nu v-ați gândit niciodată să vă înșelați soțul. Vă citesc din nou. Au încercat mulți. M-am uitat și eu, ba la unul, ba la altul, să văd și eu, dar nimeni nu m-a clintit. Mi-e drag Bidănescu, mor după el. Vreau să știu cât de important este pentru o femeie și mai ales pentru o actriță să se simtă curtată. Și aș vrea să-mi spuneți dacă sunt și alți bărbați celebri care au încercat să vă cucerească. Urmează întrebarea. Cum ați făcut fața avansurilor bărbaților? Cochetând. E o plăcere. O femeie, oricând, oricărei femei face plăcere să fie curtată. De ce? Adică e să faci mai... Nu, că n-a fost cazul, dar plăcere îți face. Dar asta nu înseamnă că te îndrăgostești de el. Sau trebuie să-ți lași casă, copii, familie, să pleci de nebună. Ferească Dumnezeu că se poate întâmpla și așa ceva. Deci eu nu acuz pe nimeni. Corect. Eu îți spun că n-am găsit în viața mea, a fost atâta lume care mi-a făcut curte, pentru că se întâmplă în profesia noastră, întâlnești fel de fel de oameni, și pe scenă, și la filmări, și între spectatori. Nu m-am mișcat niciunul, nici nu mi-am pus problema. Nici nu mi-am pus problema, nici nu m-am îndrăgostit niciodată de altcineva. Nu, a fost așa, simt că îmi făcea plăcere, dar atât. Dar îi mai puneai și la punct, dacă insista? Dacă era cineva foarte insistent, adică ocoleam persoana. Au fost persoane pe care le-am ocolit pentru că au devenit insistente și lucrurile astea nu-mi plac. Adică să se înțeleagă odată. Eu pe Mircea nu-l las pentru nimeni. Nu l-am lăsat și nu voi
îl lăsa. Bine, acum am și o vârstă. Nu cred că mă mai alege cineva. Dar spun așa în general. Nu. Dar invers? Sunteți geloasă? Gelozia se provoacă. Gelozia se provoacă. Dacă pot deveni geloasă, dacă sunt provocată. Ați fost? Da, am fost odată. Dacă n-am vrut să mă și omor, zic, mă duc în mare, mă neg, mă duc. Dar bine că nu m-am dus, pentru că nu era nimic. I-am spus lui Mici așa, zice, a fost o părere. Da. Să mă opresc? Să mă opresc? Hai, spuneți-mi, nu. Nu, zice, a fost o părere că ți s-a părut ție că mă uit. Că aveau două colege de ale mele, care mi s-au că îi făceau niște ochiade. Vă mai dau 30 secunde. Că îi făceau ochiade. Și atunci am înnebunit, m-am întristat îngrozitor. Și am vrut să plec în mare, dacă m-aș duce așa, să mă duc, să nu mă mai opresc. Dar nu m-am dus. Era și frig, apa era rece, am mai stat. Da, în sfârșit, problema este că n-a reușit nimeni să ne despartă și Mircea, dar Mircea a rămas trăznit, zice, da, ți s-a părut ție? Măi, eu am un bărbat așa de deștept, că n-am cum să-l prind, dar n-a fost cazul niciodată. Mircea m-a iubit întotdeauna și m-a respectat. Sunteți norocoasă. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. Sunteți, și repet, și o fac din toată inima mea, una dintre cele mai îndrăgite și populare actrițe pe care le are România. Și poate și din cauza aceasta publicul a ținut să afle și cele mai intime aspecte legate de viața dumneavoastră personală, printre care și faptul că nu aveți copii. Iată ce spuneați în 2008. Eu nu mi-am dorit niciodată copii. Îi iubesc prea mult ca să-i și fac. Și sinceră să fiu, sunt mai sensibilă la bătrâni decât la copii. Problemele celor care sunt la capătul puterilor mă emoționează mult mai mult. 6 ani mai târziu ați venit cu o declarație total diferită și vă citesc din nou. Nu e adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl știu numai eu și Dumnezeu. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copiii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Știu că este un subiect delicat, dar vreau să-mi spuneți de ce aveți nevoie de o carte pentru a face astfel de dezvăluiri. Urmează întrebarea roșie. Regretați că nu aveți copii? Nici o clipă. De ce să regret? Nu. Mor mai ușor și mai repede. Fără copii. Copiii vor să se îngrijească dacă vor și prelungesc agonia și... Da, am făcut o gumă proastă, să spunem. Dar nu regret. Pentru că sunt destul de puternică și de conștientă în clipa în care te hotărâi să faci un lucru. Nu mai mă uit înapoi să mă vai, ai, dar ce rău pare acum că n-am copii. Păi și dacă aveam copii, ce făceam? Pot să știu eu ce copii aveam? Pot să știu eu ce nepoți care mă scoteau din sărite? La ora actuală eram mai bolnavă decât sunt, dar poate că erau buni, poate că erau excepțional. Nu putem să știm treaba asta. Eu acum scriu o carte, dar știi că n-am scris. Dar mi-am uitat să scriu treaba asta cu copiii. Cea mai importantă. Da, pentru că m-am gândit că, știi, aș putea să spun asta seară pentru ce, dar nu vreau. De ce? Păi nu. Nu. Nu se poate spune așa în 2 secunde. Dar vă dau timp. Nu. Deci trecem peste treaba aceasta. Deci nu regret că am copii. Iubesc enorm copii. Eu am vrut să fac vreo 11 copii, mă gândeam. Zic, măi, vreo 11, că văzusem un film rusesc senzațional. Măi, și când spunea Rusoaica, am mai născut unul și încă unul. Când a spus că a născut al 11-lea, eu eram cu lacrimile așa. Mă zic, asta o eroină este. Eu o să fac 11 copii. Eram disperată să fac copii. Și deodată mi-am întors gândul din niște motive foarte serioase. Mi-am schimbat gândul și n-am mai făcut niciunul. Și trăiesc foarte bine, mulțumesc Dumnezeu. Mulțumesc, continuăm. Continuăm cu întrebarea roșie. Ce s-au adunat astea roșii pe mine acum, nu știu. Vă citez. Eu am avut depresii mari. Orice mi se întâmpla, sinuciderea era pentru mine o salvare. I-am cerut cianură unui vecin, dar omul nu mi-a dat cianură, mi-a dat cerneală. Am vrut să mă sinucid încă din adolescență.
Este o declarație de-a dumneavoastră, iar acela nu a fost singurul episod. În 2017 ați povestit prima dată că după o ceartă cu soțul dumneavoastră l-ați amenințat că vă puneți capăt zilelor, ce mi-ați spus mai devreme. Și vă mai citez. Îl învăț eu minte și mă omor. Și când i-am povestit a doua zi ce vreau să fac și cum vreau să mă omor și l-am simțit că e foarte atent și ce-o fi zis, bă, asta nu e zdravănă. Pentru că logica mea era perfectă. Pe urmă, eu mi-am dat seama că nu trebuia să fac asta pentru că l-am rănit sufletește. Urmează întrebarea roșie. Ați vrut vreodată să vă sinucideți cu adevărat? Să ne oaică. Am înțeles la un moment dat că leoaica e predispusă la așa ceva. Eu am vrut să mă sinucid prima oară când eram elevă la liceul Lazar. Și, vezi, am o sensibilitate anume. De asta am scris o replică senzațională în spectacolul meu Încă-i bine, în această comedie. Am explicat chestia asta cu sinuciderea și de ce nu m-am sinucis niciodată. Am avut un vis, mi s-a trimis un vis, pentru că Dumnezeu a văzut că eu tot o trag cu să mă omor. Și am avut un vis fantastic pe care este povestit în piesă. Eram elevă și m-a prins furând. Adică m-a prins furând la... copiam în genul ăsta, că așa spunea profesor. Rodica, m-ai furat tu pe mine? Adică am copiat. M-a prins că am copiat. Și m-am simțit atât de prost față de această mare profesoară de matematică. O chema Teodorescu. N-am să o uit. Și a cășunat pe mine toată clasa, că toate furaseră. Toată lumea au schimbat temele și toată lumea copiase. Și atât pe mine mă întreba, Rodica, m-ai furat tu pe mine? Și a insistat pe treaba asta, m-ai furat tu pe mine? Și mă gândeam în timpul ăsta, dacă eu acum suntem la etajul 2, va să zic, în liceul Lazar, eram la geam cu banca și mă uitam pe geam. Dacă m-aș arunca acum de pe geam, oare aș muri? Că mi-e rușine, nu mai pot să o supăr pe asta, Rodica, m-ai furat tu pe mine? Măi, și nu m-am aruncat că a trecut la altcineva. Că era să o fac. Acum poate că mă schilodeam, poate că muream, eu nu știu ce se întâmpla. Dar eram un copil atât de curat și m-am simțit atât de prost la vârsta aia să mi se spună așa ceva, încât eram în stare să mă și omor. Ăla a fost începutul. Nu mai spun că de mică mă obseda, că o să murim, dar nu că să mă gândesc că o să mă omor eu. Nu, niciodată. Mulțumesc. Continuăm. Nu mai e roșie. Momentan. V-ați descris din totdeauna ca fiind omul prezentului, care nu trăiește niciodată din amintiri. Ați spus chiar că nu suportați nici măcar fotografiile. Vă citez. Toate pozele pe care le-am avut le-am rupt. Distrug orice obiect care s-ar putea numi amintire. Nu suport amintirile. Ați declarat că nu faceți fotografii nici măcar în vacanțele pe care le petreceți împreună cu soțul dumneavoastră. Pentru mulți poate părea stranie această alegere, mai ales că sunteți persoană publică, iar fotografii cu dumneavoastră din spectacole apar peste tot. Ați spus așa, fotografiile îmi fac foarte rău pentru că am niște amintiri pe care nu le suport. Am un trecut dureros, familia mea a trecut prin multe necazuri pentru că s-au schimbat multe regimuri. Nu vreau să îmi aduc aminte, mă întristează, nu suport trecutul, îmi face foarte rău. Aș vrea să-mi spuneți de ce vă doriți să vă uitați trecutul cu orice preț, pentru că am văzut că nu păstrați nici măcar amintirile plăcute. Urmează întrebarea. Ce vă doare atât de tare din trecutul dumneavoastră de vi-l doriți șters? Pentru că trecutul meu nu interesează pe nimeni. Nu e adevărat. Nu interesează generațiile care vin, sunt foarte grăbite, lumea în general este foarte grăbită și e normal să fie așa, timpul este scurt, din ce în ce mai scurt, tot se ocupă de problemele lor și țin minte că eu și eu când eram mică nu mă interesau foarte mult lucrurile din trecut, ce au făcut bunicii mei, cum s-au sacrificat ei, ce au făcut, și mă gândeam pentru cine să țin eu lucrurile astea? Că nu se intereseze niciodată pe nimeni, nici chiar pe mine, pentru că viața merge înainte și nu merge înapoi. Eu nu mai pot să o trag după mine.
să trag greutățile, să le țin pe cocoș, nu mai pot să fac treaba asta și nu vreau. Iar lumea vrea altceva. Și vreau și eu altceva, vreau să scriu despre astea. Poate încărcătura aia mă ajută să scriu în continuare ceva, să fac comparație. Știi că, în general, nu e bine să spui chiar tot. Sunt atâtea lucruri de spus în mai multe piese, cu aceleași personaje, aceleași tipuri, dar cu alte vorbe. Este ca și când e cauza cu efectul. Trebuie să găsesc eu totdeauna, e o cauză și un efect. Deci eu nu mai vreau să mă încarc cu ce a fost greu. Eu nu pot spun că l-am uitat. N-ai cum să uiți anumite lucruri. N-ai cum să le uiți. Chiar să știi că îmi pare rău că am rupt foarte aproape toate fotografiile, pentru că multe din ele ar fi rămas ca document, aș fi avut nevoie ca document de ele. Dar nu m-a dus mintea atunci că o să trăim alte și alte timpuri, că o să vină peste mine năvală un regim, peste alt regim și peste alt regim și mereu o să descoper alți oameni și toate lucrurile se cam repetă. Toate se repetă, dar pe altă scară. Continuăm. În 2010, în presă, s-a scris că ați plâns în timpul unei întâlniri la care participau mai mulți pensionari. Lacrimile dumneavoastră erau o consecință a faptului că guvernul de la vremea respectivă aprobase recalcularea pensiilor și chiar scăderea acestora. Ați spus, și vă citez, guvernanții vorbesc despre pensii și salarii nesimțite, însă ei sunt nesimțiți pentru că impun oamenilor să aleagă între pensie și salariu. Există o politică de a lichida mari actori. În 2016, când a susținut-o pe Gabriela Firea în lupta pentru primăria capitalei, presa v-a taxat. Citez. Motivele actorilor variază de la interese, bani, dorința de recunoaștere până la convingeri politice. În tot cazul, 2 ani mai târziu, ați abordat cu totul altfel această problemă privind veniturile actorilor. Vă citez. Eu nu mă laud că mor de foame ca alții. Eu sunt actriță, sunt și pensionară, fac piese de teatru, eu o duc foarte bine. În anul în care ați făcut această declarație, în 2018, adică, erați deja una dintre personalitățile vieții teatrale din România care primesc în plus, lângă celelalte venituri, prin intermediul UNITER, o indemnizație de merit lunară de 2700 de lei. În tot cazul, vorbim de 2 declarații diferite. Aș vrea să-mi spuneți cum, în cei 8 ani, actoria v-a oferit confortul financiar pe care nu îl aveați în 2010, în momentul la care presa l-a surprins când ați plâns. Urmează întrebarea. Când începe să țină de foame actoria? Să ținem de foame? Să mărim de foame? Sau... Când începe să țină de foame actoria? Nu știu, eu în primul rând vreau să spun că n-am înțeles bine sumele care au fost spuse acolo. Nu mai amintesc, țin minte că era vorba de un context în care am discutat. Nu mă refeream la mine. Eu niciodată m-am referit la mine ca actriță și ca dramaturg că sunt săracă. Eu mă gândeam la oamenii din România, fie și actori, care aveau pensii mai mici pe timpul ăla, într-adevăr când am spus, și că merită mult mai mult. Și consider și acum că românii merită mult mai mult oamenii care au muncit, că au muncit o viață, înțelegi? Iar sigur că eu am recunoscut și recunosc și acum că fac parte dintre actorii care sunt, am pensie, am indemnizație, eu lucrez și pe contracte, eu sunt, cum să spun, un om foarte împlinit financiar. Am ce să mănânc, am bani de benzină, pot să-mi cumpăr ce vreau, pot să mă duc într-o excursie. Deci nu despre mine era vorba. Era vorba despre alți oameni care le duc foarte greu. Foarte greu. Iar și la un moment dat a fost vorba de oamenii bătrâni, că sunt aproape de oamenii bătrâni. Da, sunt, pentru că am avut în familie pe mama care a fost nemișcată la 4-7 ani de zile și știu ce boală este asta. Și cât de greu a fost atunci, în perioada lui Ceaușescu, când nu existau pe timpul ăla nici Pampers și nici cămine unde să te duci, chiar dacă aveai bani să plătești, nu exista confortul care există acum într-un azil din ăsta, casă, unde plătești
bani, dar este și îngrijit ca lumea omul. Deci nu toată lumea are posibilitatea asta, decât lumea și pământul. Unii au mai mulți bani, alții mai puțin, din păcate. Și totdeauna aș fi alături de bolnavi bătrâni, pentru că copiii pe care îi adori aș ajuta, dar viața merge înainte pentru ei. Un om este pe ultima sută de metri când e bătrân și trebuie să ai mare atenție cu el. Mergem mai departe. Am fost scurtată de nenumărate partide, dar nu am înscris în niciunul. Nepricepuți sunt mulți în Parlament. Trebuia să mai fiu și eu una în plus. În ciuda acestei declarații, în 2016, în campania pentru alegerile locale, ați apărut în diverse emisiuni televizate ca susținător al candidatului PSD la primăria Capitalei, Gabriela Firea, vă citez. Eram pregătită să nu mă mai prezint la vot, dar, deodată, mi-a trezit interesul Gabriela Firea. Ea știe să asculte oamenii, știe să găsească soluția cea mai bună pentru tot și iubește actorii. Și au fost și alte declarații de susținere care i-au deranjat pe colegii de breazlă. O citez acum pe actrița Dorina Chiriac. Vă rog respectuos că atunci când manifestați public susținerea electorală pentru vreun candidat la alegeri, să vă amintiți că nu ați fost desemnați purtător de voință ai artiștilor. Vă rog, ba nu, vă invit să vorbiți în nume personal. Sunt artist și mă supăr. Și presa v-a taxat pentru că ați susținut-o pe Gabriela Firea. S-a scris atunci că dumneavoastră, ca și alți mari actori români, ați ales să coborâți de pe scenă pentru, citez, a ridica o sanale unui politician aflat în cursa electorală în încercarea de a transfera capitalul de imagine către candidat. Nu v-ați lăsat descurajată de aceste critici și ați continuat să o susțineți. Aș vrea să-mi spuneți dacă regretați că ați susținut-o pe Gabriela Firea și dacă astăzi considerați că ați susținut candidatul potrivit. Urmează întrebarea. Ce notă îi dați fostului primar Gabriela Firea? Vreau să fac niște corecturi. Facem. La ce s-a spus? Deci, despre domnișoara actor care a spus, că, a spus despre mine, Chiriac, da. Despre Dorina Chiriac. Dorina chiar nu la mine s-a referit, de la altă susținătoare a doamnei Gabriela Firea. Deci aici nu s-a referit la mine deloc, nu avem nicio legătură. Iar eu când am susținut pe Gabriela Firea, eu m-am dus, nefiind niciun fel de membru al unui partid, ceea ce este adevărat, pentru că am cunoscut-o personal în televiziune. Eu nu am prietenie cu dânsa, nu are prietenie cu mine, nu ne vedem în familie, nu suntem surori, nu suntem vreun neam. Pur și simplu am lucrat în televiziune pe câteva ori cu Gabriela Firea, așa cum aș lucra acum cu tine, Denis, să spunem, în mai multe emisiuni unde am fost invitată și unde s-a purtat impecabil. Mi s-a părut o profesionistă extraordinară. Era atât de promptă, atât de caldă, atât de informată despre toți invitații. Era atât de recunoscătoare și te ajuta în timpul emisiunii. Parcă era, de când lumea și pământ, o moderatoare care se specializase în treaba asta. Era foarte greu ce făcea și m-a impresionat lucrul ăsta la ea odată. Și încă ceva ce m-a impresionat la Gabriela Firea și susțin același lucru și acum. Pentru că eu nu am avut niciun interes. Dovadă că nici n-am avut nici, o să vorbim despre asta după aia. Eu am susținut faptul că și am admirat la ea faptul că vorbește o limbă română impecabilă, este, are un vocabular atât de bogat, este atât de citită. Și ce notă i-ați dat ca primar? Că nu mi-ați răspuns. A, de ca primar? Da. Abar am ce eu stat să o urmăresc și a făcut ca primar, să-i dau o notă. Eu m-am dus acolo să o susțin pe Gabriela Firea pentru că am crezut și acum o respect pentru ce am spus și cred că și-a făcut datoria foarte bine. Nu pot să-mi permit să dau o notă. Cine sunt eu să-i dau o notă? Poftim. Mergem cu întrebare. Poate mergeți. Roșie. Da, ce bine pare. Am început să mă obișnuiesc cu roșu. Da. Bun. Ați fost în centrul unui scandal uriaș. În octombrie 2016, odată cu organizarea festivalului de dramaturgie Rodica Popescu-Bitenescu. Ce-mi place! Evenimentul a fost finanțat din bani publici de către Primăria Generală, condusă la vremea respectivă de Gabriela Firea. S-a vorbit atunci de un buget de 48.000 de euro, bani cu care s-au jucat 5 spectacole de teatru scrise și regizate de dumneavoastră. Presa a scris că dintr-un buget similar, la Cluj-Napoca, a fost organizat un eveniment internațional, unde au fost prezentate 30 de producții și nu 5, așa cum au fost la festivalul din București.
cel despre care am spus că v-a purtat numele. A urmat o serie întreagă de acuzații, citez doar câteva. Acest festival, pentru care au fost acordați bani din bugetul public, cred că este un fel de compensație pentru sprijinul din campania electorală de la alegerile locale, unde Rodica Popescu-Bitenescu a susținut-o pe candidata PSD, Vrânceanu Firea. Nicu Șordan, lider al USR la vremea respectivă, a profitat de ocazie și a atacat-o pe Gabriela Firea folosindu-se de numele dumneavoastră. A spus că o parte din banii destinați protecției împotriva incendiilor și consolidării clădirilor cu risc seismic au fost folosiți de Gabriela Firea pentru festivalul care v-a purtat numele. Excelent. Iată ce spunea Nicu Șordan. În ședința de Consiliu General am văzut cum un agent electoral al PSD, doamna Rodica Popescu-Bitenescu... Agent veterinar... nu veterinar, scuzați-mă, cum a zis? Agent ce? Agent electoral al PSD. Da, așa, da, da, continuă. Așa. Reiau citatul să înțeleagă telespectatorii. Nu știu, de unde în ședința de Consiliu General... Mai ieșiți frumos să reluați. Ce bani mi-a dat, din ce chestie mi-a dat mie? Reluăm imediat. În ședința de Consiliu General am văzut cum un agent electoral al PSD, doamna Rodica Popescu-Bitenescu, este recompensată cu bani publici pentru activitatea domniei sale. La aceste acuzații, Primăria Generală a răspuns cu un comunicat în care a anunțat că este vorba de unele neînțelegeri. Doamna Bitenescu, ca orice artist, sunteți sensibilă și aș vrea să-mi spuneți cât de greu a fost pentru dumneavoastră să fiți târâtă în această chestiune politică. Aș vrea să lămurim acum, dacă se poate. Tână eu. Să vă adresez și întrebarea. Urmează întrebarea roșie. Roșie, ia. Mamă. Olo, așa, ia. V-a recompensat Gabriela Firea cu un festival pentru că ați sprijinit-o să devină primar? Doamne, maica, iertați-mă, fac și cruce. Vreau să vă spun un lucru. Vă rog. Acest festival de teatru, Rodica Popescu-Bitenescu, cum purta numele, că se, era festivalul din piesele mele, din 5 piese ale mele, îmi purta numele meu. Vreau să vă întreb, logic, așa, că avem cap cu tot, cum fac unii așa, băi, avem cap, vă întrebați-vă, aceste piese le-a scris Gabriela Firea sau eu? Cum adică ce e festivalul Gabrielei Firea? Nu, doamne, e al meu. E al meu. Iar acest festival, alo, care m-ați acuzat, dați-vă în cap așa ca să vă treziți, pe acest festival a fost organizat de mine când doamna Gabriela Firea nu era nici în cărți. Deci dânsa, noi nici nu știam, eu habar n-aveam că dânsa va fi primar vreodată. Nici nu știam, nu? Și a fost făcut cu 3 sferturi de an înainte, că așa se fac aceste proiecte. L-am bătut în cuie cu consilierul care s-a ocupat pe vremea aceea de aceste spectacole și doamna Firea, când a venit primar, a aprobat domnilor care n-ați înțeles și nu știu din ce fonduri ce că mi-au dat mie, nu. Dânsa a aprobat toate festivalurile care se făceau în București la toată lumea. Păi de ce? Adică mie să nu-mi fi dat. Nu erau toate festivalurile care au fost se făceau în stradă, cu muzică, cu teatru, cu nu știu ce, cu saltimbăcii, cu bețe pe gât, cu băgat foc, toate erau, toate aceste festivaluri erau ștampilate și aprobate de primărie să fie finanțate, printre care am fost și eu. De ce pentru mine alte fonduri din canale sau din tulube? De unde m-au scos chestiile astea? De aceea și primăria a spus că este o neînțelegere, cred că, dar eu nici n-am dat importanță. Mie mi s-a părut, chiar m-am bucurat, uite ce persoană importantă am devenit. Știi ce succes am avut cu toate piesele? Mă, toată țara venea să-mi vadă, pentru că ia uite ce a pățit Rodica Popescu-Bitenescu. Sunt total încântată de această întrebare, poate s-a lămurit lumea. Ca să nu credeți că dau în spate, înapoi, continuăm dacă mă mai întrebi. Gata, că am vorbit peste. Bine, mulțumesc. Ați jucat în numeroase producții de televiziune, precum Escu, de Tudor Mușătescu, sau Ștafeta nevăzută, de Paul Everac. Ați jucat și în seriale de televiziune, menționez aici Ministerul Comediei, Cuscrele, Îngerașii, unde ați avut drept parteneri pe regretata dragă Olteanu Matei, Horațiu Mălăele, Alexandru Arșinel sau George Ivașcu. Unul dintre cele mai dragi proiecte de televiziune în care ați fost distribuit a fost emisiunea La Hanul Lancuței, un show de succes al anilor 80, care v-a adus și celebritatea pe micile ecrane. Vă citez, acolo eram chiar hangița, prezentam, recitam și cântam. Doamne, ce mai îmi plăcea când cântam. Urmează întrebarea. A
Ați devenit o actriță de succes datorită televiziunii? Da, televiziunea a contribuit enorm, pentru că foarte multă lume te vede într-o seară la televiziune. În teatru te văd câte puțin te văd. Lumea de teatru vine și te vede, că sunt spectator de teatru, dar la televiziune, televiziunea m-a propulsat dintr-o dată. Este adevărat. Paralel cu teatru. Și teatru și televiziunea. Și filmul. Toate m-au propulsat. Și radioul, era foarte ascultat și radio. Mergem mai departe. Vă amintiți cu nostalgie de spectacolele de dinainte de 89, chiar dacă acestea erau marcate de cenzura comunistă. Și victima acestei cenzuri ați fost și dumneavoastră. În cadrul unui spectacol de la Sala Polivalentă, a susținut un monolog despre o femeie materialistă care avusese 7 bărbați. Vă citesc. Și pentru că personajul meu era leneșă, șmecheră, pusă pe bani și pe căpătuială, reieșea că eu m-am căsătorit cu 7 și urma să mă căsătoresc și cu al 8-lea. Imediat, un coleg v-a turnat la fosta securitate, spunând că v-ați povestit viața personală pe scenă. Vă citez. Atunci m-au dat afară din televiziune. Numai din Teatrul Național nu m-au dat afară. Mi-au scos orice apariție timp de 6 luni. Din cauza acestui incident, momentul dumneavoastră artistic din cadrul Revelionului din acel an a fost difuzat abia la 5 dimineața. Cu toate acestea, ați spus că programele de Revelion erau strălucitoare într-un fel pe care astăzi puțin îl mai înțeleg și se numărau printre puținele bucurii pe care le aveau românii în perioada comunismului. Urmează întrebarea. Vă este dor de revelioanele de altă dată? Nu. Nu, pentru că ce puteam să fac atunci nu pot să mai fac acum. Și pentru că sunt conștientă și trebuie să primesc ce se face acum de Reveillon, nu cu inima deschisă întotdeauna. Dar ele au succes, că încă mai au succes, se transmit și se retransmit anumite emisiuni retro care îi plac foarte mult, știi? Și lumea le vede, lumea cerne, face comparație. Ce e în sufletul meu, cred că nu interesează neapărat pe cineva. Sigur că face plăcere să văd anumite momente. Sigur că aș fi vrut să fac mult mai mult decât am făcut. Și în momentele de divertisment, și în momentele de teatru, și în film. Dar ți-am spus, nu întotdeauna m-am zbătut pentru treaba asta. Mergem mai departe. Ați prins televiziunea în toate fazele ei de evoluție la noi în țară, de la alb-negru la color, de la CinemaScope la digital, până la Revoluție erați practic nelipsită de pe micul ecran. Anul 1989 a însemnat o schimbare în cariera dumneavoastră. Treptat, serialele TV au luat locul celebrelor scenete de odinioară, iar dumneavoastră ați apărut și în aceste seriale de succes de după Revoluție. În ultimii ani, umorul clasic a fost înlocuit de spectacolele de stand-up, un curent nou apărut în România, care a înregistrat un mare succes la public. Protagoniștii acestor spectacole de succes sunt tineri, amatori sau profesioniști. Dumneavoastră nu v-ați ferit să bifați cu succes și această experiență. Anul trecut ați oferit publicului un moment spectaculos cu replici acide la adresa juraților ai umor. Cântăreței Delia i-ați spus și vă citez: nu știu ce era cu tine, erai așa într-o perioadă mai nasoală sau așa ceva, nu știu. Era oricum înainte de operații, arătai așa nasol de tot, ziceai că ești Marilyn Monroe desfumată azi. Eu cred că mâncai ceva toxic. Publicul și jurații s-au ridicat în picioare și v-au aplaudat după acest moment. Vreau să-mi spuneți cât de greu este pentru o actriță să țină pasul cu noile tendințe. Urmează întrebarea. Vă e greu să vă mențineți în lumina reflectoarelor? Înainte să-ți răspund la întrebare, vreau să spun că eu pe Delia o apreciez extraordinar de mult. Am fost pus în situația de multe ori să spun niște texte care nu erau neapărat scrise de mine, pe care eu chiar nu le-am înțeles și am făcut o greșeală.
Apropo de acest text, da, da, de exemplu, eu în legătură cu Delia n-am înțeles de ce îi spuneam lucrurile astea și am aflat după aia. Și mă simt și prost față de Delia, că de multe ori am jignit-o și în alte monologe scrise, pentru că, adică încă într-unul, nu încă, n-am ținut așa Landra cu treaba asta. Și îmi pare rău, pentru că eu am chiar o admirație foarte mare pentru Delia, din multe puncte de vedere, mai ales felul ei în care jurizează acolo și felul în care gândește și cât de spontan îi vin replicile și cât de simplă și cu bun simț este și dură. Deci, de asta regret. Acum, eu am fost o povestitoare la viața mea fermecătoare și mi-am dat seama că am această o mică carismă, adică eu pot să trag lumea după mine. De-aia spun că eu nu vreau să fac politică, nu mai fac, pentru că eu sunt periculoasă în sensul că am o carismă foarte mare și lumea ar veni după mine. Iar eu n-am nevoie, un actor nu trebuie să facă politică. Eu fac politică prin textele mele pe care le scriu. Acolo e politica, e tare de tot. Și întrebarea era... Dacă vă e greu să vă mențineți lumina reflectoarelor. Nu mi-e greu să mă mențin. Nu prea vreau să mai apar. Nu prea vreau. Adică trebuie făcută pauză la o anumită vârstă să faci-o apar mai rar. Înțelegi? Pentru că mi-a fost greu să refuz foarte multe emisiuni. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. După ce v-ați asumat rolul de dramaturg, a trebuit să vă asumați și rolul de regizor, vă citez. La început am fost un regizor slab, mi se urcau actorii în cap, eu mă jenam să le fac observație până când am văzut că nu se mai poate. Întotdeauna trebuie să-ți cauți un colectiv cu care te poți înțelege. La mine oamenii sunt foarte disciplinați pentru că trebuie să te impui de la început. Colegii dumneavoastră spun că sunteți extrem de riguroasă ca regizor, iar acum vă citesc pe dumneavoastră. Îmi place să fiu acolo și să joc cu trupa ca să fiu ochiul soacrei, să nu las pe nimeni să miște, nu se schimbă niciun cuvânt. La mine textul trebuie să se învețe. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un regizor dificil? Acum da, sunt ochiul soacrei, sunt dificil. Sunt enervantă. Trebuie să mă apăr. Trebuie să mă apăr, adică trebuie să iasă cum vreau eu. Aici e treaba. Și oricât ai lupta cu mine, oricât, tot eu câștig până la urmă. Și să pierdem timpul. Faceți de la început ce vă spun. Aveți încredere în mine. Această piesă este ca și copilul meu. Deci eu nu o să-mi bat joc de propriul meu copil. Nu vreau răul niciunui actor și niciunei actrițe. Trebuie să mă ascultați ca să fie foarte bine. Și până la urmă și-au dat seama că așa e. Așa este. Dar sunt foarte riguroasă. Pentru că la început am fost foarte slabă ca regizoare. Mi-era jenă, mă jenam de colegi. Nu trebuie să te jenezi. Noi actorii suntem niște animale foarte periculoase și ciudate. Animăluțe. Suntem și noi mici fiare, actorii. Că așa e normal să fim. Și ei să luptă să arate că au dreptate, iar eu mă lupt să le arăt că le vreau nu binele, ci foarte binele. Mulțumesc. Mergem mai departe cu un citat de-al dumneavoastră. Nu am fost niciodată invidioasă pe colegele mele. Sunt doar puțin geloasă dacă văd că cineva a făcut un rol mai bun decât mine, dar mă bucur din suflet pentru acel actor. În ciuda acestei declarații, scandalurile nu v-au ocolit. În 2014 ați fost acuzată de o colegă de breaslă că din calitatea dumneavoastră de regizor vă purtați urât cu actorii și îi dați afară după cum aveți chef. Dumneavoastră le-ați răspuns. De ce se împiedică de piesele mele dacă sunt actrițe așa bune? Un alt scandal public ați avut și cu actrița Cezara Dafinescu. V-a acuzat de discriminare și abuz după ce ați înlocuit-o în piesa de teatru Încă-i bine. Iată ce i-ați răspuns. În teatru se obișnuiește ca orice actor să poată fi dublat pentru o mai bună planificare a spectacolelor. Cezara nu mai juca nimic de multă vreme. Nu o dorea niciun regizor. Cezara mi-a fost impusă de conducerea teatrului. A fost aleasă doar pentru insistențele și plânsetele ei. Plângea la telefon. Pentru această declarație, războiul deschis dintre dumneavoastră și actrița Cezara Dafinescu a fost la un pas să ajungă în justiție. Presa a scris că Cezara Dafinescu ar fi decis să vă ierte după ce a aflat că aveți anumite probleme de sănătate. Aș vrea să-mi spuneți care sunt în general
relațiile dintre actori și cât de multă invidie există în teatru. Urmează întrebarea. Ați fost invidioasă sau invidiată? Mai degrabă invidiată. Eu invidioasă sau geloasă și rea. Eu n-am avut treaba asta. N-am putut. Pentru că știi ce se întâmplă în clipa în care ai o ură pe cineva, nu dormi bine noaptea, se întâmplă ceva. Eu nu am avut dovadă că nu am ură pe actor și pe nimeni, e că eu am distribuit în piesele pe care le-am scris fete tinere, superbe. Dacă eu aș fi geloasă, ar însemna să le distrug pe alea. Nu, eu am vrut să le fac actrițe mari, să le arăt publicului cât de frumoase și de talentate sunt. N-am avut niciodată nimic cu Cezara Rafinescu. E o persoană care a avut, cu admiratorii ei, a avut viața ei. Ce am avut eu cu Cezara Rafinescu? Nimic absolut. N-am avut nicio problemă de sănătate pentru care să mă ierte cineva, ea sau altcineva. Eu nu știu de sunt scoase aceste lucruri. De aceea, încă o dată, nu am avut scandal. Eu nu mi-am făcut meseria, profesia asta prin scandaluri. Niciodată. Știi de la mine ceva, Denis? Un teatru serios sau actrițe mari serioase nu fac scandal. Nici un teatru adevărat nu are nevoie de piese pe scandal sau actrițe scandalajoice și niciodată tu n-ai să faci profesie prin scandal. Eu n-am făcut asta niciodată. Continuăm. Sunteți o actriță volubilă, sociabilă, extrem de comunicativă. Cu toate acestea, ați surprins opinia publică cu o declarație tranșantă despre prietenie și despre modul în care relaționați cu cei din jur. Vă citez. Sunt o fire foarte retrasă, în ciuda faptului că unii spun că râd mult. Am rupt relații care păreau chiar grozave cu oameni care nu au mers la teatru în viața lor. Ce să vorbesc eu cu un om care nu a mers la teatru? M-am apropiat de oameni care mă susțin și pe care îi susțin și nu cred în prieteniile cu artiștii. Am o singură prietenă din copilărie. Tot dumneavoastră ați spus că noi, oamenii, suntem mânați în ziua de astăzi de interes și că trebuie să înțelegem că interesul e cel care ne conduce. Urmează întrebarea. De ce nu aveți prieteni printre colegii actori? N-am nevoie. Eu n-am nevoie de prieteni între colegi. De ce să am nevoie de ei? Eu am nevoie de o prietenie profesională. În clipa în care am nevoie de distribuția cu tare, mi-o aleg și avem o iubire profesională. Nu cred în această iubire între actori. De ce? Pentru că există această dorință de a merge pe scară mai sus. Și din experiență personală, să spun. Deci am văzut în jurul meu. Am văzut prietene care stăteau așa umăr la umăr, ca tarama, așa stăteau una lângă alta. Și în clipa în care a apărut un rol pe care s-au bătut ca chioarele, s-a ales praful de prietenie, iar eu le-am înțeles. Ele nu trebuiau să pară atât de prietene, trebuie să stai mai la distanță de mult. Să știi că în meseria noastră există o mică invidie și este normal să fie așa. Și este o luptă atât de frumoasă să suporți pe cei care se luptă cu tine. Mie niciodată nu mi-a fost frică de treaba asta, dar nu pot să spun că am avut prietene. Nu din cauza asta, pentru că nu cred. Mergem mai departe. Randevul este un one-woman show în care dumneavoastră interpretați rolul la 12 femei. Personaje care reprezintă tipuri diferite de țoape. Vă citez. Sunt persoane care se cred extraordinar de deștepte și de culte și de perfecte și ele, de fapt, sunt inculte, prost pregătite intelectual. Au un fel de a vorbi foarte pompos și foarte sofisticat, însă prost. Fraza lor este sucită, pe invers, ceea ce se vede foarte bine și în zilele noastre. Pentru că sunt o grămadă de moderatori, de oameni de televiziune, de parlamentari, chiar și miniștri care se exprimă prost. Randevul a fost un spectacol cu care ați avut un succes imens, atât în țară, cât și pentru românii din diaspora. Vreau să știu câte fețe trebuie să aibă o femeie și care este tipologia de femeie cel mai des întâlnită în societatea noastră. Urmează întrebarea. Ce tip de femeie are succes în România de azi? Cochetele.
ca să nu spun altfel. Dintotdeauna. Dintotdeauna femeia care pare puțin ușoară, femeia interesată, femeia care păcălește, femeia care te fură, femeia care au mare succes. Au mare succes. Astea plac. Plac. Ăsta e adevărul. Acum mă refer la teatru, știi? Adică personajele astea. Și în filme plac foarte mult. Și în teatru. Trebuie să recunoaște. Și eu am admirat și admir și acum femeile frumoase. N-ai cum să nu le admiri. Nu se poate să nu admiri o femeie frumoasă. Nu se poate să nu admiri o femeie cu care cârlig, cum se spune, care are lipici la public. Asta este o mare calitate. E important este să nu vezi că e tâmpită. În clipa în care am văzut că e proastă, și că eu am făcut o pasiune mare, eram o mare admiratoare a unor fete din astea care apăreau la televizor și rămâneam cu gura căscată. Dom'le, într-adevăr, erau cineva pentru mine. Așa ceva nu mai văzusem. Dar în clipa în care au deschis gura și am văzut cât de proaste sunt, am spus... Dacă aș fi bărbat, n-aș sta. Poate că sunt bărbați. Bărbații nu suportă femeile deștepte, așa se spune. Bine să nu... Că de-aia bărbatul m-a suportat atâția ani de zile. Că nu sunt atât de deșteaptă ca el. Dar știu să-l ascult. Asta este o calitate a mea, da? Am notat. Mergem mai departe. Sunteți una dintre foarte puținele actrițe și personalități din România care nu este activă pe rețelele de socializare. Vă citez. Nu-mi fac cont pentru că Facebook-ul a ajuns un fel de mahala. Oamenii insistă și îmi spun că pot să regăsesc acolo persoane pe care nu le-am mai văzut și cu care nu am mai vorbit de zeci de ani. Așa și nu mai suntem aceleași persoane, nu mai avem nicio legătură. Cine mă admiră să vină să mă vadă la teatru. Cu toate acestea, există mai multe pagini de Facebook false cu numele dumneavoastră, ba mai mult. În 2014 a fost anunțată de o fraudă comisă prin intermediul uneia dintre aceste conturi suspecte. O colegă de la Teatrul Național v-a informat. Vă citez. Mi-a spus că azi noapte a avut o convorbire pe Facebook cu o persoană care zicea că e Rodica Popescu-Bitenescu și care cerea bani grei. I-a spus că eu aș fi plecat în străinătate și nu aș fi în București și să trimită banii undeva într-un cont în străinătate. În 2016 a fost chemată la DICOT alături de alte vedete precum Iulia Vântur, Stella Popescu, Sofia Bicoveanca și Radu Vulcan, ca să dați declarații într-un dosar de fraudă pe internet deschis între timp de procurori. S-a descoperit atunci că în numele dumneavoastră și al altor persoane, infractorii reușiseră să obțină suma de 34.000 de dolari în decurs de un an. Urmează întrebarea. De câte ori a profitat cineva de numele dumneavoastră? Foarte mulți s-au profitat. Eu n-am știut însă. Păi până și o mătușa mea a profitat de numele meu, a dat telefon la primărie și a spus, bă, cât are, sunt Rodica Popescu-Bitenescu și vreau să-mi dați nu știu ce a cerut de la primărie. Și a spus, dar dumneavoastră nu sunteți Rodica Popescu-Bitenescu, că noi știm vocea ei. Bă, da, eu sunt, nu știu ce. Și mi-a spus mătușa mea, știi ce am făcut? Zimioara, în viața ta să nu mai faci. Poți să te dai orice. Nu te da că tu, când vorbești, sunt eu. Că lumea mă recunoaște după voce. Să nu mai faci asta niciodată. Crezi că a înțeles? Cred că a mai dat telefoane, dar n-a reușit să facă nimic. Deci, dacă și o mătușa mea a făcut așa ceva, dacă ăștia, scolcii ăștia care au făcut așa ceva, acum eu aș ruga pe toți românii să nu mai muște momeala așa de repede. Cum să dai banii? Îți cere una banii, că sunt cu tăriță. Dar eu n-am pagină de Facebook, nu o să-mi fac, cred că niciodată. Eu când am auzit așa ceva, am făcut imediat, am dat telefoane peste tot la televiziune și am explicat. Vedeți în gura mare, să știe lumea, să nu mai dea bani. Ca și eu aia. Că nu sunt, eu nici n-am pagină de Facebook. Nu știu acum dacă mai există cineva, poate o mai fi, dar nu mai crede nimeni că e pagina mea de Facebook. Eu mi-aș fi făcut pagină de Facebook, dar numai profesional, de a da, dacă se poate. De exemplu, să dau fragmente din Hanul Ancuței. Aș putea să fac? Normal. Poate asta, poate, da, numai profesional, cu niște spectacolele mele, cu niște ce păreri, dar nu să intru în discuție, în dialog cu cineva. Bine. Că n-am timp, nu că n-am timp. Mergem mai departe. Că și eu sunt tot cu timpul.
Cariera dumneavoastră nu a însemnat mereu doar aplauze la scenă deschisă. Ați vorbit deschis despre momentele în care ați luptat cu prejudecățile din lumea teatrului. Despre întregul dumneavoastră parcurs ați declarat și vă citez: în afară de talent, un fizic plăcut și lipiș la public, un actor adevărat trebuie să aibă acel dram de noroc fără de care nu se poate. Nu recomand nimic nimănui, pentru că mie, ori de câte ori mi s-au dat sfaturi sau recomandări, nu am ținut cont de ele. Este inutil. Publicul, de asemenea, este un pic trădător. Te uită ușor. Vreau să știu care este cea mai mare dezamăgire pe care ați trăit-o ca actriță. Urmează întrebarea. V-ați simțit vreodată trădată de public? Da. Dar nu la teatru. Nu. În niște discuții despre mine, în care publicul trebuia să mă fi cunoscut în atâția ani de zile și să-mi ia apărare. N-a făcut-o nimeni. Deci, în general, dragă Denis, trebuie să știi să te aperi singur, că să știi că nu te apără nimeni. La o adică, dacă cășună unuia să te insulte, se vor găsi foarte mulți care să te insulte numai din plăcerea de a se alătura și a avea ceva cu numele tău, pentru că dacă de numele tău au nevoie, ei se agață de un nume cunoscut ca să-și facă informate gândurile lor și să agațe de cineva. Și pentru mine asta a fost o mică deziluzie, dar mi-a trecut. Am înțeles că așa trebuie să întâmple și că asta este. Și că trebuie să fiu atentă, da, ești atent degeaba, că cășuna așa o dă. Continuăm cu o întrebare roșie. Aoleu, câte mai ai? Ați spus că o singură interpretare simțiți că vă lipsește din acest parcurs actoricesc. Un rol în piesa Pygmalion de Bernard Shaw, și vă citez, este un rol pe care l-am ratat și pe care l-aș fi făcut foarte bine. De la vânzătoare de stradă, de la florăreasă, până la o cucoană superbă. Este o trecere grozavă pentru o actriță, o paletă grozavă de interpretare. M-am luptat să fac tragedie sau dramă și am reușit ca să demonstrez că nu sunt numai comică și pot să joc și altceva. Am ratat să joc un personaj totalmente negativ. Am înțeles ce rol regretați că nu ați făcut în carieră, dar vreau să-mi spuneți dacă de-a lungul anilor vi s-au propus și personaje care nu v-au plăcut, dar pe care le-ați jucat. Urmează întrebarea roșie. Vă pare rău că ați refuzat vreun rol? Da. Îmi pare rău că am refuzat două roluri la un film, la un regizor. Îmi pare rău că am refuzat trei roluri în teatru, oferindu-ne, dând și indicații cu se le dea. Că și regizorul i-am spus, acolo iau-o pe aia, acolo e mea, nu știu ce a fost în capul meu, pentru că așa, cred că eram foarte bună și eu, dar în teatru la fel am făcut, am refuzat trei roluri, dând indicații regizorului pe cine să ia. Da. Până acolo am mers. Cred că aveam altceva în cap. Nu știu ce era cu mine. Eu când decoram, nu știu ce a fost în mintea mea. Regret. Dar Pygmalion, acum personajul ăla, e târziu să-l mai doresc, să mă gândesc la el. Ar fi acum un personaj pe care regret și aș putea să-l fac. Aș fi o mare surpriză. Dar nu m-ai întrebat și nu ți-l spun. Când m-ai întrebat ce aș dori acum, dacă aș dori să joc ceva, și aș fi o mare surpriză. Ce aș dori? Am văzut o mare actriță când eram tânără. Nu mai știe nimeni de ea. Sonia Cruceru. Da, abar, nimeni nu știe. A intrat în uitare de mult. Am văzut-o în Gaițele, în Aneta Duduleanu. Și au trecut toată viața, toți anii de teatru, am dorit să înaintez în vârstă ca să fac acesta Aneta Duduleanu, care este, nu trebuie să fie neapărat o femeie foarte mare și cu o voce tare și să spargă tot ca să fie bună. Că au fost regizori care au vrut să pună în felul ăsta spectacolul, nu toți. Au fost interprete mari în Aneta Duduleanu. Dar regret
că n-am apucat. Vă mai dau timp? Da, n-am apucat să-l fac, dar nu se știe niciodată. Dacă aș face Aneta Dudeleanu, aș fi o surpriză foarte mare. Mi-ar plăcea enorm. În gaizele. Mergem mai departe, mulțumesc. Meritele dumneavoastră de actriță v-au fost recunoscute nu doar prin aplauze, ci și prin mai multe distincții pe care le-ați primit de-a lungul carierei. Fostul președinte Ion Iliescu v-a decorat în 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. În septembrie 2009, când am marcat 550 de ani de atestare documentară a Bucureștiului, v-ați numărat printre cele 55 de personalități care au primit diplome in honoris. Apoi, în 2016, ați primit o stea pe Alea Celebrităților, dar și placheta orașului București din partea Primăriei Generale. Toate aceste premii pe care le-am enumerat sunt doar distincții simbolice, dar aș vrea să-mi spuneți cât de mult au contat pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți mulțumită de cariera dumneavoastră? Da, da, sunt mulțumită, sunt mulțumită. Dar să știi că pentru mine premiile nu contează. Nu m-a interesat niciodată niciun premiu. Pe mine m-a interesat premiile pe care le-am primit în fiecare seară de la public. Să știi că eu fără public, noi fără public nu existăm. No. El m-a validat, publicul ăsta. M-a iubit de la început și să știu un lucru, că degeaba aveam 7.000 de premii și de ce mi-ai spus, nici nu m-a interesat, nici nu mai țin minte treburile astea. O fi frumoase, nu zic, mulțumesc celor care mi-au oferit aceste distincții, dar nu m-au interesat. Nu mă interesează decât publicul pe care l-am iubit și să știu un lucru, ca să rămâi în top încă în mintea publicului după atâtea 10 de ani de zile, nu e ușor. Deci este un merit al meu și al publicului. Eu cu publicul și publicul cu mine, nu putem unul fără altul. Și teatrul te vrea numai pentru el. Teatrul e foarte gelos și publicul e foarte gelos, te vrea numai pentru el. E frumos să te lupți pentru asta. A spus că teatrul te vrea numai pentru el. Da. Merg mai departe, pornind de la această idee. Ați spus așa, că Mircea Vitănescu este sufletul dumneavoastră pereche. Bărbatul pe care l-ați iubit din prima clipă. Ați vorbit deschis despre faptul că soțul dumneavoastră este cel care v-a echilibrat și că v-a fost alături, așa cum a jurat în momentul căsătoriei. Și la bine și la rău. Dumneavoastră i-ați răsplătit pe măsură dragostea, admirația și respectul pe care vi le poartă, atât prin gesturi, dar și prin cuvintele foarte frumoase pe care le-ați rostit mereu despre el și vă citez acum. Mi-e drag Vitănescu, mor după el, am făcut o pasiune pentru bărbatul meu. Pe el nici nu pot să-l îmbraci jerpelit. Dacă îl îmbraci jerpelit, pare sexy jerpelit. Totul stă bine pe el. Este și un tip extraordinar de deștept, citit și cu foarte multă personalitate. Datorită lui am început să citesc, pentru că eu nu citeam așa de mult înainte. De curând ați declarat că v-ați redescoperit soțul în pandemie și că nu înțelegeți cum a stat el lângă dumneavoastră atâția ani, în condițiile în care dumneavoastră v-ați dedicat total meseriei de actor și de cele mai multe ori ați neglijat viața de familie și implicit pe soțul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Regretați că ați pus teatrul mai presus de soțul dumneavoastră? Eu, de fapt, l-am mințit pe Mircea mult timp. De la început, de fapt, l-am mințit. I-am spus, când o să mă iei de nevastă, o să-ți ofer numai cerceafuri de mătase naturală. În asta ai să dormi. Și nu o să fie nimeni înaintea ta decât tu. Nu am oferit niciodată niciun cerceaf de mătase naturală. Am vrut să-l atrag, să-l păcălesc. L-am mințit atunci. Iar el a fost tot timpul vioara, prima vioară, dar între timp s-a mai întâmplat ceva. A mai venit cineva lângă el. Și era o concurență. El sau profesia mea. Și mergeau spate în spate. Sau umăr la umăr. El sau profesia mea. Și de multe ori am renunțat la Mircea, deși atunci l-am mințit. Și totdeauna a fost în față profesia mea.
Dar acum, dacă ar fi să-mi ceară cineva să aleg între profesie și teatru și soțul tău, aș renunța, bineînțeles, la teatru și aș rămâne lângă Mircea, că e verificat. E verificat. Iar eu, ca actriță, m-am împlinit foarte bine. De ce să nu recunosc? Toți ne văităm că nu e de ajuns și eu mă vai că nu e de ajuns și aș mai vrea mai mult și mai mult. Dar la un moment dat trebuie să ai bunul simț să nu te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. Să știi unde este oprește. Concluzia, deși dumneavoastră nu ați numit așa în clar, că regretați cumva. Că ați pus teatrul mai presus de soț. În perioada aceea nu. Mi se părea ceva cu tare. Dar eu regret că în timpul acela totuși am pus teatrul înainte. Înaintea lui. Deci iarăși l-am păcălit și l-am mințit. Și nu trebuie să-mi o iert. Na. Și mergem acum cu ultima întrebare. Ați spus că ați fost de foarte multe ori la un pas de moarte, dar ați scăpat ca prin minune de fiecare dată. Ați fost implicată în două accidente grave de mașină. Ați fost la un pas să faceți atac de cord din cauza consumului excesiv de cafea. În 2016, într-un accident casnic, ați fost aruncată la pământ după ce ați introdus un clește metalic în prăjitorul de pâine. Un alt episod crucial pe care l-ați depășit cu bine a fost în 2009, când v-ați îmbolnăvit de gripă porcină, dar v-ați vindecat de la sine. De departe, cea mai șocantă mărturisire pe care ați făcut-o despre aceste cumpene din viața noastră este cea despre Ebola sau gripa hemoragică, așa cum este denumirea populară. Vă citez. Am căzut la pat timp de o săptămână. Vărsa mult sânge, trebuia mama să stea cu ligheanul lângă mine. Am slăbit, cred că, vreo 10 kg într-o săptămână, am ajuns un betișor, piele și os, fără muș, fără nimic. La spital nu știa nimeni ce să-mi facă. Toată lumea șușutea pe hol și mă gândeam că sigur mor. Toți credeau asta, ba chiar m-am și spovedit și împărtășit. Eu am avut Ebola. Îndrăznesc să spun că Dumnezeu v-a iubit mult pentru că v-a dat de fiecare dată șansă la viață. Urmează întrebarea. Ce i-ați cerut lui Dumnezeu și nu v-a dat? Mai întâi trebuie să fac, înainte să-ți răspund, eu n-am avut niciodată gripă porcină. Eu am avut tot Ebola. Eu am avut Ebola. Acea boală cumplită, nu vărsai sânge, nu există. Deci sunt niște romanțări aici, nu știu cum s-a prezentat cine a scris. Important este așa, când eram studentă, am avut această Ebola, de fapt era un fel de gripă asiatică atunci, care umbla. Și din care murea foarte multă lume. Și în pușcărie la tata mureau mulți. Atunci a fost momentul grav. Eu muream acasă și tata putea să moară la Pitești. Deci problema este că scurgea sânge din nas dacă dojeai capul numai atât. Nu puteai nicio mișcare. Deci am pierdut atâta sânge, nu spital, că pe vremea eu n-aveam bani de spital, eu nu știam ce e spital. Eu n-aveam ce să mănânc, adică noi eram în perioada aia. Am scăpat printr-o minune. Da, m-a scăpat Dumnezeu. După aceea am mai avut foarte multe boli din astea, gripare, viroze puternice, care m-au întărit, că de-aia sunt sănătoasă acum și rezist, că am foarte mulți anticorpi. Deci eu acum sunt o persoană foarte rezistentă, că am trecut prin foarte multe boli. Dar porcina nu o cunosc, l-am avut-o. Nici porcină, nici aviară. Asta nu știu de unde s-au scos. Eu despre, cum se spune, despre relația cu Dumnezeu. Vă mai dau timp. Relația spirituală, cum să vă spun eu, relația aceasta despre care nu se poate povesti, trebuie să o ții în tine. Că știi cum, așa cum a spus și Iisus Hristos, nu trebuie să povestești cât timp ții post, dacă ții sau nu. Nu trebuie să povestești. Eu nu v-am cerut să-mi descrieți relația pe care o aveți cu Dumnezeu, ci să-mi spuneți ce i-aș cerut și nu v-a dat. Culmea este că mi-a dat tot ce i-am cerut. Culmea. Suntem la finalul celor 40 de întrebări. Vreau foarte mult să spun că în niciun moment când am vorbit despre această emisiune, când v-am invitat, în niciun moment nu mi-a cerut
întrebările sau temele de discuție. Pe micile ecrane vedem acum un tabel care arată acest lucru, că nu mi-ați refuzat nicio întrebare. Mai avem încă 5 minute de discuție, așa că dacă sunt chestiuni pe care v-ați dori să vă întreb și eu n-am făcut-o, dacă sunt detalii pe care ați dori să le menționați sau pur și simplu să ne spuneți, să ne dezvăluiți ceva. Ca să începem o discuție acum despre mine. Sau, da, dacă sunt chestiuni care, pe care le mai vreți menționate. Știi, a fost un impuls să vin la tine. După ce am fost asaltată de foarte multe televiziuni să dau interviuri, am refuzat. Am zis că trebuie să fac o pauză. Și un telefon neașteptat, că de la oricine mă așteptam, dar ca să mă sun tu, asta spun sincer, nu mă așteptam. Și am rămas, zic, da! Și păi asta o să mă gândesc. Măi, frate, ce mi-a venit să spun da dintr-o dată? Pentru că n-am de ce să vin la ea. N-am de ce să vin, cum să spun, o altă vârstă, iată, se cheme oameni mai tineri, oameni care vor să se arate, care vor să spună, mai ales oamenii care fac politică trebuie să vină, zic eu, să-i cunoască lumea mai bine. Ce să caut eu? Zic că am făcut, cred că, o mare greșeală. Mă gândeam, eu însă sunt un om, am o mare responsabilitate. Dacă eu îmi dau cuvântul și spun da, eu mă țin de cuvânt orice s-ar întâmpla. Și când am văzut cât de telefoane mi-ai dat și cât de conștiincioasă ai fost și din partea echipei cu care lucrez, pe care echipă chiar o salut și o felicit, deci asta m-a impresionat. Și am spus, eu nu mai pot să dau înapoi. Mi-am dat cuvântul, chiar dacă s-o alge praful de mine după emisiunea asta, eu trebuie să mă duc. Dacă spuneam nu de la început, era altceva. Nu aș fi spus nu ca să fiu rugată. Și că voi, nu, te rugăm, dar nu. Nu. Pur și simplu am avut inima deschisă și am vrut să vin. Și vă mulțumesc. Dar să știi că eu m-am simțit foarte bine. Și eu cu dumneavoastră. Nu știu, adică sigur că poate nu toată lumea e de acord cu treaba asta, dar n-are importanță. Eu m-am simțit foarte bine. Este pentru prima dată când un om, pentru mine, apropo de evaluarea pe care acum o să vi-o fac, atunci când aleg să invit pe cineva, o fac pentru că pentru noi, pentru mine, pentru publicul meu, pentru echipa mea, noi căutăm să aducem oameni autentici și să învățăm de la ei cât mai mult. Eu o iubesc tare mult, v-am spus-o și la telefon, vă spun acum cu și mai mult patos. De ce? Pentru că n-ați jucat un rol, n-ați avut mască, m-ați lăsat să intru acolo, am înțeles o zonă unde n-ați vrut să vorbiți și eu vă înțeleg și vă respect, dar ați fost mult peste ceea ce eu, la nivel emoțional, energetic, m-aș fi gândit că puteți fi. Vreau să mă lăsați să vă spun vârsta, pentru că e o chestie de mare. Dar te rog foarte mult. Sunt deja 2 ore și ceva de emisiune, aveți 82 de ani și sunteți la fel de tonică ca la începutul emisiunii. Energia este debordantă și sunteți atât de plină de tot ce înseamnă frumos, încât mă bucur din toată inima mea că nu v-ați răzgândit, că ați luat invitația mea. Sunt foarte mulți cei care ne urmăresc și care au atât de multe de învățat de la noastră. Pentru că atunci când e ceva autentic, noi avem obligația să luăm, să punem în noi și să păstrăm. Așa că eu vă mulțumesc pentru că ați venit la noi aici la 40 de întrebări. Mulțumesc foarte mult de cuvintele frumoase. Am crezut că pe mine, despre mine n-ai să faci nici, sau cu mine, sau pentru mine n-ai să faci niciun fel de evaluare. Sunt mulțumită și sunt fericită de felul în care m-ai lăudat și felul, poate că spectatorii vor înțelege ceva, m-aș bucura foarte mult. Să știi că eu am colege pe care le iubesc enorm, dar nu le-am declarat dragoste, le admir enorm pentru demnitatea și pentru talentul lor. Eu sunt o colegă senzațională, înțelegi? Adică eu mă bucur enorm dacă o colegă are succes. Și femeie, feminină, da, și puternică. Da, și iubesc. Mulțumesc frumos. Actrițele tinere și iubesc echipa voastră și te iubesc și pe tine și te admir și te felicit. Mulțumesc mult, doamna Rodica Popescu-Bidănescu, pentru că ați fost în această seară aici, la mine, la noi, la Canal D. Sunt Denise Rifai, aceasta a fost ediția din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu noi întrebări. Seară frumoasă vă doresc. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!